pierd în fiecare seară. Sigur, am multe cicatrice, dar am cicatrice și probabil de asta sunt urât, că din lupte. Partidele au datoria să propună și alte construcții politice. Dragii mei, bine, copii, să nu vă lăsați, să mergeți mai departe, să arătați țării românești că voi sunteți viitorul, voi sunteți poporul. Milioane de români în stradă, milioane, lumea să ne vadă. Protestăm, scandăm, cântăm și rezistăm. Bună seara! Mă bucur să vă revăd din nou în fața ecranelor, pe telefoane sau fiecare ce folosește, la o nouă emisiune a publicației Politicienii Români, în care îl avem invitat în această seară pe domnul deputat Marius Damian. Domnule deputat, bine ați venit la noi și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, domnul Matei. Nu ne-am văzut de mult. Așa este. Salut și toți vizionarii postului dumneavoastră, Politicienii Români. Cu drag, mai ales cei aici de pe Valea Bistrei, unde mă leagă te-a prietenii, primari și, bineînțeles, prietenii și în afara politicului. Da. Ca de astfel în tot județul Caraș-Severin, pentru că până la urmă, ca și deputat, reprezint județul și trebuie să fii alături de toți primarii și de cetățenii din județul Caraș-Severin. Așa este, așa este. Bine ați venit, mai ales că aveți, într-adevăr, aveți foarte mulți susținători aici pe Valea Bistrei, începând cu Oțelul Roșu, toată Valea Bistrei și județul, bineînțeles, restul județului nostru, care, mă rog, a reușit anul acesta, în mandatul acesta, mai bine spus, să aducă trei parlamentari din partea Partidului Social Democrat, din care face și dumneavoastră parte, plus ceilalți trei, care niciodată nu se face o coaliție din aceasta de o singură culoare. Întotdeauna sunt mai multe partide. E normal. Și încă o dată vreau să mulțumesc, am mulțumit și după parlamentarele din decembrie. Le mai mulțumesc și acum încă o dată pentru votul acordat, pentru victoria la Camera Deputaților, în care am bătut atât de umflata gogoașă liberală, așa care este. Înainte de 7 decembrie spuneau că vor obține 4 parlamentari. Sau chiar 5. Sau chiar 5, da. E vorat de tot, sunt pe val, lumea va vota. Și iată, după 3 luni de zile de la locale până la parlamentare, au pierdut vreo 15-16 mii de voturi, în care s-a văzut totuși că oamenii mai votează și omul. Sigur. Și după cum fiecare vrea să aibă realizări și, bineînțeles, imagine plăcută alături de om. Pentru că să știți că e foarte, foarte important, indiferent pe postul care ești primar sau parlamentar, da, sau consilier local sau județean, e important să fii alături de oameni. Așa e important este. Să poți să mergi să bei o cafea la orice cafenea, să nu te uduie nimeni și să ai curajul de a ieși între oameni. Fără body... că atunci nu ai păcate în spate și nu ai tot felul de tertipuri de jocuri făcute în care să-ți fie rușine că te întâlnești cu oameni. Sigur, și sigur. Pe această care le mulțumesc încă o dată pentru votul acordat. Voi căuta, cum am spus și în campanie, să fiu un deputat al cărășenilor, un deputat al oamenilor, al primarilor, în primul rând, pentru că pe ei respect. Până la urmă, ei sunt motorul oricărui județ, nu numai a partidului și a județului, fiindcă fără primarii, comunitățile locale nu se pot dezvolta. Și toți au depuse proiecte care vor trebui ajutați să le ducă la bun sfârșit. Așa este, domnule deputat. Și dacă tot ați menționat puțin despre activitatea dumneavoastră, vreau să spun că aveți la nici jumătate de an, că jumătate de an se va împlini în prima săptămână de luna viitoare. Da, mai este o vacanță, mai am pus și o vacanță parlamentară. Așa este. Dar, deci, după vreo 6 luni aproximativ, sunteți considerat pe bună de dreptate cel mai activ parlamentar. Aici incluzând și senatorii și deputații din județul nostru. Chiar
un jurnalist din Caraș-Severin a scris zilele trecute un astfel de articol. Eu am rămas surprins pentru că eu nu niciodată nu voi avea ambiția și bineînțeles nici urmă experiența de viață nu va face ca să mă iau vreodată de vreun ziarist sau un redactor, fiindcă nu e normal. Trebuie să las să vorbească și de bine și de rău. Victor Nafiru a scris până mai alaltă ieri permanent de mine mai înspre rău, în sensul că a încercat că m-a stimulat mai mult. Eu de fiecare dată când mă întâlneam, îi spuneam, nea Victor, poți să scrii. Noi și când eram primar la început, la fel, am fost primul primar în 2004, în primul mandat care a dat în mine, m-a făcut praf la început. Înțeleg. Și la fel am spus și atunci, nu voi ieși cu atacul la persoana unui ziarist, îl respect, posibil să aibă și dreptate, voi lua ce e rău, poate că n-am făcut ceva. Poate au fost unele erori, sigur. Da? E normal să greșești și... Da. Am rămas surprins când am văzut, bineînțeles, cu câteva ironii acolo de Teregova, că mereu are ceva așa legat de Teregova, dar eu îl respect pe Benea Victor Nafiru și vreau să spun că am rămas surprins plăcut până la urmă de activitatea pe care am desfășurat-o atât în Parlament cât și în județ, pentru că vreau să vă spun că în afară de luni, marți, miercuri, când sunt în Parlament, da? Joi, vine, sunt permanent în primării, în localități. Am început pe zone, pe primării și încerc chiar să mai deschid câteva, am stat de vorbă cu câțiva colegi, să mai deschid câteva cabinete parlamentare în care să merg măcar o dată pe lună, să primesc petiții și să încerc să văd pe fiecare om de rând, cel doare, cu cel pot ajuta ca și parlamentar, să iau un contact cu primarii de acolo, până la urmă împreună putem ca respectivele persoane care au probabil o problemă, fie administrativă, fie politică, fie sunt nenumărate probleme, să încerc să fiu alături de persoana respectivă și să încerc să-l ajut. Stau în permanență de vorbă cu primarii. Bineînțeles, eu n-am încercat niciodată să fac diferența și nu o voi face. Între culorile politice, nu? Orice primar, indiferent care mă sună, chiar zilele astea am avut trei întâlniri cu trei primari liberali care mi-au cerut niște păreri administrative, le-am dat cu mare plăcere și le-am îndrumat, pentru că e normal, la o experiență pe care o am în spate și ca primar trei mandate, și ca city manager și ca director de OSIM, acum ca parlamentar, am căutat mereu să învăț și să, de asemenea, din ceea ce am învățat și am acumulat, încercat să împărtășesc, nu? Încerc să fiu alături de cei care îmi cer sprijin. Eu, și normal. Eu pot depune mărturie că v-am văzut de două, trei ori în orașul Oțelul Roșu, care este mic și este excentric așezat de marile zone urbane de la noi, dar ați fost prezent de două, trei ori, cel puțin în mod, să spunem așa, oficial în Oțelul Roșu, numai de când sunteți parlamentar. Și asta? Știți cum, domnul Matei, după, aici mă leagă și o prietenie veche din liceu cu actualul primar, cu Luca Mălescu, pe care nu îl periez și nu, dar v-am spus, care are realizări în spate, administrative, și care a schimbat fața orașului. Vreau să vă spun că am fost zilele astea în alte județe cu el și primari din alte județe spuneau că vin să copie, vrem să copiem, să vedem ce ai făcut acolo, cum a apărut centru civic, cum ai făcut străzile, cum le-ai asfaltat. Adică e ok să... Și eu mă mândresc când am astfel de colegi, de primari. Din păcate, politic, știți bine că la experiența care o are și la rezultatele bunele care le-a avut, a fost și el unul dintre cei care a fost executat politic, ceea ce nu e normal și nu e ok atunci când câștigi alegeri și locale și parlamentare. Și dacă ai ceva de spus, și dacă ai ceva de spus, indiferent și politic, nu e normal să fii să fie sancționat, așa este. Când după primar, știți bine, aleargă ca după pâinea caldă. Deci, vor veni următoarele alegeri 2024 și vă închipuiți că... Vă dați seama că noi trebuie să devenim mai tare acum în opoziție, mai puternici, sigur? Pentru că avem cu ce să taxăm pe actualul guvern. Această alianță nocivă pentru țară și pentru județul nostru
PNL, USR Plus, UDMR, păi vă dați seama că avem cu ce ataca. Deci sigur. Avem o grămadă de aturi, oamenii sunt nemulțumiți și o să sigur. Discutăm și la nivel macro despre ceea ce se întâmplă și la București și în țară. De așa zisul PNRR care nu există, doar pe hârtie și pe care l-au ascuns, vom ajunge și acolo să discutăm despre moțiunile pe care le-am depus, despre activitatea din Parlament, fiindcă exact cum a spus, am încercat la fiecare moțiune și la fiecare pas greșit a unui ministru să fac interpelări și scrisori deschise în care să le cer explicații și să spună de ce au procedat atât de rău pentru oamenii din țară, pentru sigur. Firmele noastre, pentru fermierii noștri, pentru tot ceea ce ține de administrativ. Medici, centrele medicale, profesori, pensionari, nu mai vorbim. Da. Și aici este într-adevăr demn de apreciat. Uitați, l-ați pomenit puțin mai devreme pe domnul primar Mălăescu și într-adevăr tot județul știe realizările lui la un buget minim, a reușit să facă foarte multe lucruri. Uite, sunt mai mulți primari, eu am vorbit aici că am fost locul și da, așa este, sunt mai mulți primari care au realizări. Din păcate, domnul Mălăescu, pentru că, uitați, ați vorbit puțin, ați pomenit de PNR și apoi ați pomenit de acest antagonism din politica românească. Zile trecute l-am văzut pe domnul deputat Rujan Dumitru vorbind în Parlament vis-a-vis de o armonie între partide pentru dânsul se exprima pentru programul acesta de reziliență național. Felul de sare, da. Da, exact. Da. Dar ca să coaguleze o armonie politică în sprijinul acestui. Uitați, dar efectul la Oțelul Roșu este invers. Astăzi la Oțelul Roșu a fost o ședință de Consiliul Local, ședința ordinară de Consiliul Local și a fost inclus în proiectele respective și achiziția ștrandului din oraș, care a fost pus sub sechestru de o bancă pentru că firma... Așa, veche, da, da, exact. Fostul proprietar care așa, este din Caransebeș. A căzut într-o capcană și el financiar, el, cu multe în spate și... Posibil să fi făcut greșeli. Le-a făcut, dar le-a făcut... În fine, el le plătește, ca să spunem așa. Le plătește și e mare băgat, fiindcă a fost un om de calitate. Da. Da. Încercarea domnului Mălăescu, proiectul de achiziție de astăzi din Consiliul Local, s-a lovit de refuzul liberalilor. Adică ei cer ajutorul altor formațiuni politice, dar când este să faci ceva pentru comunitatea, unitățile locale, pentru că aici vorbim numai de Oțelul Roșu, este mai important interesul, zic eu, numai politic, că nu pot să bănuiesc un alt interes. Pentru că domnul Matei, din fericire, eu cunosc Peța, știu și ce s-a întâmplat azi, fiindcă v-am spus, sunt în contact permanent și chiar înainte de ședință cu foarte mulți colegi primari discut de spețele de ce au pe ordinea de zi. Da. Luca a avut vreo 40 ceva de puncte pe ordinea de zi astăzi. Sigur. Cât 4 parcă nu i-au trecut din cauza, după cum bine știți, n-a avut de la judecătorie, trebuia să-l omologheze, adică să-l confirme pe următorul. A murit Dănuț, care a fost un băiat de Dumnezeu să-l odihnească din cauza COVID-ului și următorul care a venit pe el trebuia validat de către judecătorie. Așa este. Și nu s-a făcut validarea în timp util, nu s-a făcut în timp util, dar și vă dați seama. Dar aici vă spun clar, nu e normal, eu nu acuz persoane și nici partide, dar nu e normal să votezi împotriva comunității tale și chiar dacă primarul nu ție aceeași culoare politică, și acest lucru este să ai o majoritate într-un consiliu local și primarul să nu aibă majoritate. Sigur. Dar nu e normal atunci când vii cu proiecte benefice, pentru că zona asta, de aceea de la Jgheab, eu o cunosc, e o zonă frumoasă. Dacă foarte vrei frumoasă. Să o dezvolți pentru Oțelul Roșu, e extraordinară pentru oamenii simpli, oamenii poate cu venituri mai mici, sigur. Își permit și oricare problemă, dar își permit să meargă acolo să la un mic, la o plajă, sigur, la o baie. Sigur, și sigur. E păcat să nu, când ai o zonă atât de frumoasă într-un oraș micuț ca și Oțelul Roșu, să nu poți să dezvolți zona aceea. Eu consider că trebuia să facă, eu așa din experiența mea. Sunt probleme la un consiliu local, la un consiliu de țară. Înainte să facem o pauză de 2 minute, de 5 minute, ne consultăm. Să ne consultăm. Da? Haideți, domn primar, totuși, poate că n-au fost informați bine. Să vedem care e problema. Da. Și pentru că o să vină acum validat următorul consiliu. O să treacă proiectul. Sigur. Dar de ce să ne amâni
Da. Doar că vreau să fiu Gigi Contra și să votez împotriva unui primar, dar nu împotriva lui, împotriva comunității. Așa este. Și nu e normal asta, vă spun, și mai multe spețe, mai multe consilii locale. Ați vorbit de Oțelul Roșu și știam speța și de asta vă spun. Nu e normal opoziția dintr-un consiliu local să voteze împotriva comunității. Așa este. Și așa totodată este. Legat de colegul meu de Mitică Rujan, ați vorbit de el că a vorbit despre PNRR, o să ajungem și la el. Mitică Rujan, din fericire, e unul din prietenii mei, da. În sensul, e mai tânăr, mai nu a apărut pe efișerul politic, dar cu care pot să discut. Credeți-mă, ceea ce a spus el, dacă ar fi după el, el și-ar dori o alianță, o prietenie, o armonie între deputații și eu sunt de aceeași părere, între deputații, parlamentarii și senatorii, toți și deputați și senatori din Caraș, să putem să discutăm. Sunt câțiva care nu pot să discuți, cu care nu pot să ziceai să stăm la masă. Sunt puțin mai extremiști, nu? Nu, eu nu o să-l atac pe Mitică, sigur. E normal că reprezintă partidul de putere, sigur. În schimb nu pot să nu atac guvernarea și ceea ce a făcut în special ministrul afacerilor europene Ghinea, dar totodată și premierul Câțu cu acest PNRR și despre care o să discutăm, deci nu se poate, ceea ce au făcut ei acum e cred că niciodată nu s-a întâmplat acum ceva în Parlament și într-un guvern. Așa este și la nivel de Oțelul Roșu, uitați, chiar săptămâna aceasta, acum două zile, am avut o întâlnire cu o emisiune cu Felix Borcean, primarul Caransebeșului și nici dânsul nu are, dânsul este și mai puțin favorizat de soartă în Caransebeș pentru că el, nefiind oficial într-un partid, este singur împotriva tuturor, ca să spun așa. Nu chiar, mi-a spus... Pe Felix Borcean, pentru că el ales drumul ăsta, a candidat independent, susținut de două, trei partide, sigur. Deci nu putem spune că voturile și le-a luat pe persoană fizică. Sigur. Au venit voturi... A fost susținut... Și în Consiliul Local, a constituirea primului Consiliu Local, a avut o majoritate. La momentul ăsta s-a schimbat majoritatea, dar prin negociere și prin armonie acest lucru poți să aduci din nou. Da, asta e foarte important să înțeleagă orice primar și până la urmă și Consiliul Local. Și consiliile trebuie locale. Să ajungi la un consens și hai să discutăm, să vorbim proiectele pe care le avem ordinea de zi, nu să le votăm pentru politic, comunitate, să le votăm pentru comunitate, că nu le votăm pentru când primarul. Când ai un proiect sau... european sau guvernamental și vii să depui o documentație și o aprobare, indiferent ce aprobi acolo, pentru că sunt o grămadă de coeficienți și de consultanțe și în fine, un proiect are mulți pași de făcut. Consiliul Local trebuie pentru proiectul ăla să voteze pro. Sigur, nu se poate. Sigur. Că mai sunt pe ordinea de zi, nu știu ce propuneri, hai să vedem că acolo poate zice, hai că, dar în rest tot ce de importanță și locală, de grabă trebuie votat. Deci trebuie să fie alături. Deci sigur. Nu ai cum. Și așa se întâmplă. Sper ca săptămâna viitoare, cred că marți, miercuri se va rediscuta acest proiect și sper și oamenii speră. Vorbiți de Oțelul Roșu. De Oțelul Roșu, normal că fiind aici vorba e oțelar, vă doare și probabil absolut, că ați avut contacte azi după ședința de Consiliu Local și în care ați văzut că nu a fost normal ca alea patru proiecte, care unul din ele, asta de importanță, totuși, că v-am spus, strandul și până la urmă ieși unul împrumut, faci orice. Nu se mai face în împrumut. A fost vorba dar se mai face și acum îl cumpără, se va face o rectificare de buget. Inițial trebuia să tot cecul care era trebuia să-i dea și împrumutul și după aceea a revenit. Dar dura foarte mult niște aprobări. De tipuri care întârzia și atunci a optat să refacă să facă o rectificare. Mai ales că bugetul Oțelul Roșu din câte știu a avut excedente și acum a avut un excedent plus că chiriașii de la uzină au dublat impozitul de la vreo 4 la 8 miliarde, deci numai vreo 5.000 de euro. Se acoperă din ceea ce vine de la uzină. Așa fiind este. Fiind un administrator și gospodar, va ști de unde să se vadă. Exact. Adică, a văzut că a băgat bani foarte mulți din bugetul local și din proiecte în drumuri, ceea ce e cel mai important în localitate, să-ți faci infrastructura, accesul, și asta e foarte important. Omul mulțumește atunci când îi asfaltezi strada și are acces la în fața casei european să meargă. Sigur. Am mers prin oraș, deci mai are într-adevăr, nu mai știu cât, 15 străzi, dar și are depuse pe alt proiect. CNI, unele sunt deja finanțate local, deci vor fi refăcute. Da, vor fi. Cred că prea mult vorbesc de Luca, zic că așa am venit aici să lau prea mult. Să lăudăm pe aia. Domnule, și
face aia. Sper să nu uit asta. Domnule deputat, ați avut un fler extraordinar. Acum 2-3 zile vorbeam cu dumneavoastră și mi-ați menționat de posibila moțiune care va fi depusă și știți acum domnul Ciolacu, da, președintele social-democrat, a anunțat pentru 14 săptămâna viitoare. Știam din casă și era normal să anunțăm. Eu nu o să vin niciodată cu declarații ale partidului sau mai ales a președintele partidului Marcel Ciolacu să zic lucruri, ceea ce nu s-a adevărat. Noi ne consultăm, avem întâlnirile la grup și e clar. Și atunci am anticipat și chiar am stat de vorbă cu dumneavoastră și ați dat în premieră, chiar și înaintea celorlalți parlamentari, despre așa numită moțiune, care s-ar putea să zguduie un pic acest guvern. O să vedeți că sunt jocuri acum care... Vorbesc de coaliție. Da. S-ar putea ca din lupta pentru din 26 sau 27 septembrie, când sunt alegerile la PNL, da, să mai cadă capete, poate chiar și a premierului. Este adevărat. Useriștii știu că o să mai fie o remanie, nu știu dacă o să voteze sau nu, o să voteze împotriva lui Crâtu. Știți bine că l-o remania pe Voiculescu, erau așa. Acum mai vor câțiva miniștri, de care doi USR din informațiile care le-am. Și s-ar putea să fie o mișcare guvern, nu? Și în Parlament. Dar și pe premier, vorbesc de premierul. Ceea ce se traduce într-o posibilitate concretă de picare a guvernului. Să știți că nu ne interesează guvernarea la momentul ăsta. Sigur. Îi lăsăm în continuare, președintele Iohannis în continuare vor merge pe mâna superputerii alianței toxice a României, PNL, USR plus UDMR, și nu vom intra în jocul lor, nu vom face nicio alianță, cum s-a spus, PNL-ul să dăm jos USR-ul. Este exclus așa ceva în toate discuțiile de la noi, de la partid. Conducerea partidului niciodată nu a spus că vrem să ajungem la guvernare. Da. Că, la mizerile și tâmpeniile care le-au făcut până acum, oamenii ăștia se vor duce rău în cap. O să vedeți. Sigur că domnule deputat, PSD, Partidul Social Democrat, deci câștigă în opoziție? Eu știți bine că și înainte v-am spus, e normal să fii și la putere și în opoziție. Sigur, alternanța puterii. Atunci când ești la în opoziție, ai o libertate mai mare de exprimare, de a gândi, de a vedea lucrurile din exterior. Și din păcate, de multe ori când vii la putere, nu-ți dai seama și faci greșelile care au făcut și ceilalți. Da. Aici e singura meteagnă care s-a transmis la noi, la guverne și la puteri, însă atunci când au ajuns s-au uitat cum e în opoziție și puterea te îmbată de multe ori. Sunt mulți miniștri, poate uneori și premierii greșesc, își fac echipe din miniștri mai puțin performanți, da, care în timp îi schimbați, pentru că nu au dat randament și atunci îi schimbă, dar totuși acolo rămân descoperiți și imaginea unui guvern slab, știți bine că nu știu dacă vă faceți acum un sondaj de opinie și întrebați din miniștri USR, PNL, UDMR să vă spună cineva miniștri care sunt, nimeni, că nu știu pe ăștia care am depus moțiuni, dar rest nu sunt cunoscuți, fiindcă oamenii nu apar pe sticlă, nu își asumă până la urmă munca care ar trebui să o depună în ministere. Da. Și atunci sunt taxați de oameni. Dar concluzie, deci acest lucru cred că este foarte adevărat, faptul că dumneavoastră fiind în opoziție veți compensa pierderile din scorurile electorale dinainte și următoarele alegeri. Am ajuns de la 22%, da, am venit la 36-37%, da, pe toate au fost vreo 4 sau 5 case de sondaj care toate ne-au spus la 36-37%, da, și în creștere, pe când, da, atât PNL-ul a ajuns la 22%, atât USR-ul sub 15%, nu, ne chiar sub AUR au ajuns la 13-14%, AUR la câteva case de fundare au trecut peste 15%. Deci, da, în momentul ăsta putem spune că atât noi cât și AUR suntem cei care din opoziție crește și lumea cu toate măsurile astea nebunești pe care le iau, îi, da, vor taxa. Toate domeniile. Sunt convins și acest lucru se va vedea probabil la... Odată va crea nemulțumire Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru că banii am impresia că nu sunt împărțiți echitabil teritorial. Hai să vorbim un pic de PNL, dacă am ajuns la el. Da.
acest plan, da, din start a plecat șmecherește făcut de USR, aproape fără să știe PNL-ul, da, în care, din informație care le-am și de la nenumărați europarlamentari care l-au văzut dus la prima, știți bine că de două ori a fost trimis acasă înapoi, așa este, care, de către europeni, în care Ghinea cerea o grămadă de miliarde pentru ONG-urile lor, nu vă vine să credeți. Da. Deci bani ceruți pentru... Era afacere de casă, da, afacere de casă pentru clientela lor politică. Deci nu vă te duci să ceri bani de la Uniunea Europeană pentru ce? Pentru ONG-urile de casă în care se spele banii. Nu vă vine să credeți. Adică parandărâtul la pe față la nivel de Uniunea Europeană. Oamenii când au văzut s-au speriat pe astea, proiectele voastre de viitor, așa vreți să dezvoltați România? Bineînțeles că de două ori l-au respins. După aceea, nu a fost prezentat, a venit acum miercuri cu el, nu l-au prezentat, nu a fost făcut public, bineînțeles, nici să-l aducă să-l voteze. Dar trebuia, în primul rând, prezentat. Acum a anunțat Crețu că pe 2 iunie, asta înseamnă miercuri, vine din nou cu el și îl prezintă. Dar nu poți să fii sigur de ceea ce a spus, fiindcă ei se schimbă de la zi la zi. Cam în majoritatea țărilor, fiecare guvern și-a prezentat proiectul pe care trebuia să-l prezinte pe țara respectivă, planul, și l-au votat. În altele doar l-au arătat, dar l-au arătat public. Până la urmă, gândiți-vă, Parlamentul e obligat ca să vadă un plan național de redresare și rezidență. Adică trebuie să vezi în ce se bagă bani. Unde se bagă acești bani, pentru că probabil vor fi ultimii care îi primi. Au niște căi directe în care, și așa ar fi trebuit, ce vrem să facem cu banii ăștia, din 29,2 miliarde, din care normal numai 13 vin, 2, iar 16 vin împrumutul. Exact. Asta dar sunt cu dobânzi foarte mici, simbolice. Care merită să iei un astfel de șir, exact. Dacă ne-au împrumutat ei 30 de miliarde și acum au mai cerut încă alte 15, deci noi am trecut aproape acum că am trecut de 5% din PIB, ni zbai de capul nostru. Nu mai putem să luăm nicio măsură fără aprobarea celor de afară. Așa este. Dar hai să vedem pe ce putem, fiindcă de 30 de ani tot am promis toate guvernele. Hai să vedem, hai să facem 500-1000 de kilometri de autostradă. Sigur. Să legăm în sfârșit 500 dacă vom avea de vest, probabil de sud, să trecem și Carpații, să legăm. Sigur. Haideți să vedem ce mai... Durerea mare, tot am promis și PSD-ul e adevărat, dar acum au venit banii ăștia, hai să-i ducem spre 4-5 spitale interregionale. Altfel știi, când ai un spital regional la Timișoara, la Iași, la Cluj, la Craiova, la București, total altceva, vă dați seama. Care? Altceva, vedeți pe irigații, pentru că vedeți problema de după 90 au dispărut tot ce se înseamnă irigabil. Sistemul național de irigații și datorită schimbării climatice avem nevoie de el ca de aer. După aceea, pe sănătate mai este și tot felul de centre mici care trebuie dezvoltate. Sigur. Mai e pandemia. Sigur. Pe învățământ. Sigur. Deci o grămadă de fani. Dar ei ce fac? Nu vedeți că ei din potrivă, în planul ăsta, chiar cerută ea de afară și au fost de acord cu înghețarea pensiilor, cu înghețarea salariilor. Da, dar asta înseamnă că suferă 5 milioane de pensionari. Asta vă spun. Având o inflație care merge spre 10%, 5 milioane de oameni, pus familiile... Inflația asta, euro, a zis că e tot sigur, duce peste 5 lei. Ce sigur, fac oamenii ăștia? Din ce trăiesc? Fiecare pensionar sărac merge, abia și asigură medicamentația lună de lună. Da. Nu mai vorbesc de traiul de zi cu zi. Da. Ce facem cu oamenii ai condamnat la moarte? Din păcate, da, este adevărat ce spune și tocmai acești bani ar veni să dezvolte o industrie. Eu mă mai uit pe telefon că mai... Primesc tot felul de mesaje de la... Sigur, de la sigur, da, și da, aici ne-au comentat oamenii, uitați, avem multe share-uri, multe comentarii, multe like-uri, felicitări. Să spuneți la cei care mă critică, fiindcă acolo vreau să răspund de obicei. Da, este un domn... Da. Să răspund, drag, de asta vreau, întotdeauna mi-a plăcut oamenii care critică, dar să le dau și răspuns. Eu nu sunt niciodată de răspundere și chiar mi-e drag să-i răspund. Da. Da, este un domn Nistor Hamat, nu știu cine este, nu știu nici dacă numele dânsului este așa cum scrie aici. Spune, sunteți niște mincinoși. Bine, se referă la politicieni neapărat. Spune la mincinoși la plural. Deci adresându-se direct dumneavoastră și hoți, lăsați tinerii să facă România. Să facă în România. Ce nu se vede, voi faceți numai politică între voi.
Da, este marea durere. Respect, da. Atunci Suclava are o nemulțumire de întreaga clasă politică. Așa este. E normal. Da. Dar vedeți, aici v-am spus de la început, de când am mers în campanie, nu trebuie băgat totul în aceeași oală. Eu de la început am spus că vreau altceva. Sigur. Eu n-am venit să critic colegi, v-am spus și acum, care văd că vor să facem împreună ceva pentru județ, pentru localități. Chiar v-am spus, am deschiderea spre orice prieten din orice partid, dacă vor să ziceam să facem proiecte de hotărâri pe un anumit domeniu, dar în care e benefic pentru localitatea respectivă, pentru județ, nu? Pentru că și aici la PNRR-ul, din informațiile care le am acum, am discutat cu câțiva europarlamentari chiar ieri, banii ăștia sunt din sursele care le am, ar veni foarte mulți bani pe Banat și Transilvania. Da, sigur. În Banat, vorbesc de județul Caraș-Severin, ar fi banii aprobați pentru trenul ce leagă Reșița cu Timișoara. Cu Timișoara, da. Cu extensia spre... Da. Eu aici vă spun cinstit, nu-l critic nici pe Nelu Popa, nici pe altcineva de la PNL, dar eu cred că era mai benefic alt proiect mare decât acest tren. Pentru că eu vă spun că de la început le-am zis, eu nu o să văd pe nimeni din Timișoara, că Timișoara sunt oameni potenți. Să se urce în tren, să vină până în Reșița și de acolo să ia taxi sau microbuze ca să ducă la Treiapă sau la Băiuc sau la Gărânat sau autobuze. Da. Oamenii vin cu jeepurile, vin cu familia. Sigur. Nu se urce nimeni în tren. Deci e o investiție foarte mare. Inutilă, în care nu o să se vadă rezultat. Într-adevăr, vrei să dezvolți turismul, era o grămadă de alte proiecte în care puteai să dezvolți Reșița și zona de acolo, Semenicu, cu Văliugul, Treiapă, Gărâna. Deci zona e superbă. Așa este. Hai să vedem deci banii ăștia care se vor cheltui pe acest tren. Eu zic că sunt inutili și nu, zona asta nu va fi niciodată o zonă căutată. Vorbesc CFR-ul ca să meargă lumea la navete, la tren, sigur, sau să meargă spre locuri de muncă. Nu mai e buzina, dacă, nu mai e fabrica, nu mai e nimic. Dacă vă amintiți dumneavoastră acest proiect feroviar, când l-a prezentat prima oară domnul Popa, a vorbit despre un tren care să lege Caransebeș-Reșița Timișoara, de aeroportul din Timișoara. După aceea s-a dat seama probabil și domnia sa că foarte puțin cărășeni se duc cu avionul din Timișoara spre nu știu unde. După aceea au intervenit la aeroportul din Caransebeș și alte atacuri, alte jocuri de partid și vine interesele de acolo și s-au tamponat unii cu alții. După aceea, tot din surse, ar fi în jur de 200.000 de euro pentru fiecare comună, indiferent de mărimea comunei. Deci că are 500 de oameni, care 5.000, în Caraș nu e nici cea mai mare de 4.000, vor primi 200.000 de euro. Iar orașele, pe toate, 1.000.000 de euro, indiferent că e municipiul, că e Reșița de... Este o alocare... Sau că e Herculanele cel mai mic, de 2.500-3.000 de oameni, vor primi 1.000.000 de euro. Și aici, în funcție de fiecare primar, de fiecare autoritate locală, consiliu local, proiectele pe ce le-au depuse ca să poată să beneficieze de banii ăștia. Sigur. În jur de vreo 2.400 de primării, din care nu mai știu vreo... Sunt câteva miliarde bune. Nici o treime, vorbesc prostii, mult mai puțin în orașe. Da. În total s-ar cheltui ăștia din banii, din cei prima tranșă care nu dai înapoi, de 13 miliarde. Da. După aceea tranșa de 16 miliarde. Sunt împrumuturi, cum ați spus. Dar cu o multă mică, care îți permite o eșalonare pe un 5-10 ani fără probleme. Da, este un, cum să spun, un balon de oxigen pentru economia românească, pentru localitățile bănățene, românești în general, dar cum spuneți dumneavoastră că se vor axa în special către vestul României, este un balon de oxigen care să creeze o dezvoltare cât mai rapidă. E poarta de intrare spre vest, până la urmă. Așa, și știți cum eu, din fericire, și vicepreședintele grupului de prietenie Ungaria în Parlament și aveam de ales între transfrontalier între Serbia și Ungaria și am ales la Ați ales Ungaria, da. E bine, fiindcă de aici plece vorba aia, Budapesta, Viena, sigur, către Berlin, toată Europa, Franța, deci te duci ieșirea spre civilizată, nu? Asta ești spre Rusia, nu mai putem visa. Da, nu mai putem visa în niciun caz la vreo conexiune cu Moscova sau cu lucruri. Aici nu sunt de acord când îi aud pe unii se dau anti-KGB, anti-Rusia. Dar plânge după... A fost
este sigur. Și va rămâne o mare forță. Sigur. Și nu ne putem mai permite să ne putem pune rău cu Rusia. Sigur. Un conflict nu este. Nimeni nu a avut rezultate bune atunci când s-au pus. Că trebuie să sigur. Uitați-vă la unguri cât sunt de șmeche și ce bine negociază. Da. Deci stau de vorbă, vreau să vă spun, parlamentarii maghiari sunt al naibii de abili și de șmecheri. Au experiență parlamentară, toți sunt cam la 2, la 3, la 4 la mandat și își punctează foarte bine ceea ce vreau să realizeze. Chit că e PNL-ul la putere, chit că e PSD-ul, vin și își fac proiecte de anuale în care obțin ceea ce vor. Sigur. Și chiar oamenii au spus, Orban al nostru are relațiile permanente cu Rusia, cu Moscova, are, da, chiar ați văzut cât se răzvrătește și cât de acid e la adresa Uniunii Europene. Da. Ieșim, plecăm, că să iau măsuri, nu vor lua măsuri nimeni. Și noi doar că suntem fricoși că vor lua măsuri împotriva. Nu vor lua împotriva, noi suntem aici bine poziționați și au nevoie de noi. Sigur, e granița, da. Știți bine cu cine, în partea asta altă e Marea Neagră, din coate duci spre, prin Bulgaria, nu poți să treci decât prin România, că Serbia nu e Uniunea Europeană, spre orice Turcia, import, orice comerț, Grecia, orice transport da. Trece prin România. E portul Constanța, care știți bine cum e blocat, fiindcă în momentul în care dai drumul la portul Constanța, Rotterdam, Olanda dispare complet, toată puterea economică a Olandei moare. Duce, și interesele da. Uniunii Europene și a Olandei ca Constanța să fie scos acum de această guvernare ca și infrastructura, ca și CFR Marfă și hidroelectrica, transeletica, o grămadă care vor să le scoată acum pe bandă ca să le privatizeze. Și să rămânem vorba aia chiar în fundul colț. Da, mă scuzați cu totul, să nu mai avem nicio mare companie de stat. Nu asta cred, e, da. Totul, până la urmă nu știu dacă este chiar atât de rău, pentru că nu cred că vor veni, de exemplu, nemții să cumpere hidroelectrica și să o închidă. Nu cred că se vor. Și apoi, dacă ea funcționează, este ok, poate să fie orice proprietate. Atâta timp nu este a mea și nu va fi niciodată. Și atunci cred că dacă o deține o firmă, uite, știți foarte bine că a venit CEZ-ul în România, a cumpărat... Știu că e chiria sus la treia, pe inclusiv la Tereco, la Luciu Apei, acolo CEZ-ul e... Plătește chirie. Așa este. Așa este. Multe primării, na. Așa este. Și apoi ei au probabil nu a mers foarte bine unele lucruri, au vândut toate participațiunile lor. Ei mai sunt până la preluare definitivă, dar au vândut în Belgia. CEZ-ul se va retrage din România. Plus că este o țară, provine din Cehoslovacia, din Cehia, mai bine spus, da, așa, care are o putere financiară mai mică decât Belgia sau... Exact. Știți cum peștele mare închide pe la mic. Absolut, absolut, absolut. Să zic, au alte beneficii, au alte... la ei foarte mult ajută și statul, că la toate business-urile astea și pe energie verde și pe absolut pe tot, vorbim de banii mulți unde se bagă, vin foarte multe ajutoare și de la stat. Sigur. Atunci când statul îți vine cu 20-30% sau chiar și cu 10% peste acolo, e o sumă la o investiție mare, la 2-3 miliarde, când primești 2-3-400 de milioane sau un miliard, o treime din business, automat... Sigur, altfel dezvolți afacere. Dacă ai un suport, da. Și sigur. Sunt companii mari, fonduri de garantare foarte, foarte mari, care pot să vină cu sume și cu garanții. Enorme chiar. S-a semnat anul trecut un contract la Moldova Nouă, tot așa, CEZ-ul are acolo niște centrale eoliene, dar cu altă firmă, tot așa, belgeano-americană însă, care se monteze încă vreo... Se bat acum pe zona... Eolian se da. Bat, fiindcă a venit și ambasadorul Spania, a venit și Franța, vin toate țările acum pe zona de la Dunăre, fiindcă acolo e cel mai bun. Este un curent de aer foarte puternic. Da. Spune, vine curentul ăla, e vântul cel mai puternic și e o bătălie pe tot ce înseamnă zona Clisurii, da. Fiindcă inclusiv pe partea stângă, la Sârcea, a investit foarte mult, s-a făcut și acolo un parc mare de eoliene. Da. Sunt niște criterii tehnice foarte sigur. Ample, pentru că ei până la urmă, având Dunărea, de aia se și bat și au și curentul bun, vor să magazineze totul, să trimită în Germania. Deci vor să facă baterii, vor să facă fabrici de hidrogen, magazinează totul și trimit totul în Germania, pe Dunăre. Da, este o cale. Mari, dar sunt... Da, pe energia verde, în care
prin subvenții mari de la, de la Uniunea Europeană, da, și de la stat, și atunci automat oamenii investesc și au un venit permanent care va veni de acolo, au început să bage bani, au foarte mulți bani și de exemplu în povestea domnul Torma, fostul primar din îmi spunea că acel contract de anul trecut însemna o chirie de 8.000 de euro către primărie de la fiecare stâlp eolian, și era vorba de un contract de vreo 120 de instalații. Vă închipuiți că se adună undeva la 1.000.000 de euro aproximativ pe an din vânt, numai la bugetul local. Un buget pentru oraș mare. Că vorbim de bani care nu vinde. Da, extraordinar de bun, vă dați seama. Sigur. Orice primărie, orice localitate, când au astfel de chirii și mai vorbesc din impostul pe venit, cele mai bine pe lângă deși. Deci, din firma, dacă își face acolo un sediu transformator, sigur. Din bani frumoși la bugetul local. Absolut. Clar. Și cu siguranță. Numai s-ar putea întâmpla acest lucru, numai că s-au schimbat vremurile politice și la Moldova Nouă și nu mai știu cum evoluează. Din păcate, știți bine ce poveste tristă a fost și acolo, da. Și a avut de suferit Adi Turma, care a fost ales legitim primar al Moldovei Nouă. Poate tocmai din cauza acestor bani care urmau să vină. Din păcate, vedeți zilele care se fac. Fost jucat efectiv politic și a avut de suferit. S-a trucat tot, nu i-a mai drept nici de candidatură candidatului de PSD, indiferent că era el sau altul. Da. Deci s-a făcut, ce să mai zic, o cacearmă de doi bani în care au ieșit rușinați PNL-ul, dar nu interesează. Dar au prins... Vedeți și la primăria 1, la capitală, s-a demonstrat clar că a fost fraudă electorală, că fostul primar Tudorache a fost câștigător legitim. Da? Cu o nonșalanță și o nesimțire ăștia din comun, Armand Clotil Cristian, nu știu mai cum o cheamă, e primar, face numai nebunie mai departe, e primar acolo, lumea nu agrează, va sta 4 ani, legea electorală e foarte proastă, n-ai ce să-i faci și va duce la capăt mandatul, da. Va face prostit, tâmpenie, vor schimba peste 4 ani, omul ăsta n-are niciun beneficiu. Dar... chiar în spatele meu, la cameră, Tudorache, și tot timpul mai vorbesc că era așa, i-a bătut și îți dă seama cât de tristă e situația, nu? Situația alegerilor, când poți să fie astfel pe față păcălit și votul omului nu mai are importanță, adică se votează acolo înăuntru. Probabil, cum ați spus dumneavoastră, peste 4 ani va fi schimbată doamna Clotilde Armand, dar în schimb, dânsei poate îi va fi egal, se va apuca de altceva, în schimb 4 ani sunt pierduți pentru... ONG-urile cu business-uri, nu știe să vorbească nici bine românește. Da. Vedeți și Timișoara, un alt exemplu în care acum toți tinerii care erau entuziasmați că vor schimba pe robu, că vor veni pe cai mari, că va duce asta Germania aici, vă dezamăgiți de ceea ce face, de consilierii USR-ului, astfel de acest partid care a păcălit lumea. A venit că ei vor salva, că PSD-ul și de PNR zicea la fel, sunt partide corupte, ei vor salva, dar ei în realitate pe față fac măsluiri și nenorociri de nu țin seama de un examen, nu țin seama de o lege. La învățământ, poate să vorbim că și în Comisia de Învățământ s-au schimbat regulile și îmi pare rău de ministrul Câmpianu, pentru că de două ori a fost la noi la comisie, odată la audiere când a fost nominalizat. Și mai odată a fost acum o săptămână în care de fiecare dată i-am pus întrebări pertinente, multe, poate cele mai multe de la comisie, și în care îmi primeam răspunsuri așa pe ocoliș, despre, indiferent de problema care eu spuneam, și ca fost profesor, și ca fost primar, și puteam să aveam speranță, experiența, nu? În care pot să-l întreb orice legitim. Și omul dădea dreptate, dar spunea joc politic, nu am ce face. Da. Din păcate totul este un joc politic și vedeți, rezultatele sunt, Uniunea Europeană ne-a respins acest proiect de reziliență. Da. Ne-a respins. Și posibil să-l mai respingă și acum. Deși e termen și nu știu cât este sfârșitul lunii viitoare. Da, e termen și dacă nici acum nu vor cădea de acord și vor încerca iară să măsulească, să trimită iar așa pe sub masă, cum s-ar spune, va fi foarte grav. Probabil că Uniunea Europeană îl va respinge, că nu sunt aceia nebuni să arunce niște bani. Nu știu, v-am spus, oamenii vor să aibă și ei garanția că banii vor merge spre lucruri concrete și benefice pentru țara respectivă.
Ei nu au, nu au dubii vis-a-vis de unde vor merge banii, numai că au, au speranța să meargă spre, cum ați spus dumneavoastră, spre niște lucruri utile și nu vizibile, și vizibile care, să aducă un folos unei națiuni, pentru că vor da 30 de miliarde aproape, vor da cu siguranță Ungariei, Cehiei, Slovaciei și așa mai departe. A, după mărimea țării. După mărimea, dar să știți că... La început eu că ne dau 60-70 de miliarde. Exact, a ne-au fost, păcălit. A, da. Nu știu dacă Uniunea Europeană ne-a păcălit sau domnul președinte ne-a păcălit, nu, pentru că Uniunea Europeană... Eu cred că și unii și alții. Sau, eu cred că de comun acord au bătut palma și au preferat să-și pierd din banii țării numai ca să... Este posibil și alții. Este posibilă și explicația dumneavoastră, dar... oricum, sunt 30 de miliarde care le merităm la... La cât am dat noi Uniunea Europene și de la da. Cât au profitat de noi și noi mai puțin de ei, ar trebui să fim mai este, mult. Este, este într-adevăr adevărat faptul că am suferit odată cu închiderea atâtor fabrici din, din România. Nu știu dacă unele puteau fi duse mai departe ca și activitate. Mi-e greu să cred. De și toată Valea Jiului va fi închisă. Așa este. Există nu va mai 2028, fi mi se pare nu că... Nu va mai fi extras niciun, dar mai devreme, nu 2028. Va fi închisă mai devreme tot ceea ce înseamnă extracție de cărbune. De cărbune în România. Să știți că s-a închis. Se încearcă să vină cu alte locuri de muncă, cu chiar am niște informații acolo de vor să vină cât de cât, fiindcă zona va rămâne moartă, toată ce sigur înseamnă. Că da, sigur e că foarte, da, foarte sigur. Greu să oamenii nu mai au niciun loc de muncă, nu mai au din ce să mai aibă venituri și atunci va trebui să găsească o cale. Dar e defavorizat. Acum, știți care sunt județele defavorizate rămase? Nu. 5 județe, mă rog, vă vine să credeți, 2 ok, adică Hunedoara și Mehedinţu, Hunedoara și Gorjul, da, cu tot ce ține Lupeni, Târgu Jiu, Petroșan, zona minieră, da, a dus-o până în jos, Dojul a băgat, după aceea a băgat, 6 mai rămas, Târgu Mureșu, Bungurii, este zona defavorizată. S-a dus la Galați cu închiderea Sidexului, că era normal că închiderea Vale și Sidexul va fi cât de curând și ăsta închis. Da. Și Prahova, alt județ foarte bogat. Da, zice da. Că și acolo se va termina cu rafinăriile. Da. Vor fi închise rafinăriile pentru că au altă tehnică și atunci automat vor să găsească alte subvenții. Alte soluții de... Dar vedeți... Astea șase județe au rămas acum. Târgu Mureș, de ce? Ce ar putea închide acolo? Lucrurile ei să nu-și ia nimic. Da. Aveți dreptate. Dar atunci trebuia băgată și Harghita și Covasna. Au avut de ales. Totuși Târgu Mureșul e mai emblematic centru și universitar și mărimea altceva decât Sfântul Gheorghe sau Mercurașul. Da, așa e. Așa este. Dar este adevărat, dacă ne gândim așa puțin, având în vedere că se marchează foarte mult spre mașinile ecologice, electrice. Hibridul, cel puțin. Da, cel puțin da, hibrid, da. Da. În general, benzină electric, mai puțin motorină electric. Sigur, nici nu știu dacă se poate motorină, mă rog, mă depășește lucrul acesta. Parcă e și diesel electric, da. Dar benzinare știu că majoritatea sunt benzinare. Sunt pe benzină, da, așa este. Aia conduce la o economie de benzină, automat vom avea nevoie mai puțin de anumite facilități de prelucrare. Și atunci e posibil să ajungă Prahova. Este bogat în momentul de față, cum ați spus dumneavoastră. Un oraș potent, un oraș județ bogat. Un județ bogat, nu este vorba de mine. Oraș prosper, prosper. Dar dacă vom închide rafinările din zonă, nu mai putem ști cât va fi de... Bine ar fi să nu fie închise cu tot cu combustibilul în ele. Adică să pline, să fie închise și să ducă... Și acolo e vorba de milioane de... Sigur că de poate le închid când îți pline, știți? Și zicea că rămân închise. Da, și pe parcurs dispare combustibilul. Dar zice, nu mai avem nevoie de motorină, hai să dăm milioanele de sper să nu se întâmple, așa este lucrul acesta, pentru că, vedeți dumneavoastră, aia înseamnă deja hoție. La ei e posibil, orice, nu-i mai interesează. Credeți-mă, la ce se întâmplă acum în Parlament, am avut și moțiunile depuse, am avut depusă moțiunea și pe mai întâi pe sănătate, cu Vlad Voiculescu, cu tot ce a făcut Azubine, după aia am avut pe agricultură cu Oros, cu Apia, cu fermierii care nu-și primesc, nici acum nu și-au primit, nici acum nu și-au primit bani, banii europeni. Nu au primit banii pe calamități. Ați văzut că ieri au fost cu tractoarele în fața Parlamentului, au venit de la 500, de la 400, de la 300 de kilometri cu tractorul la București. Da. Nu-i interesează. Deci, înainte, nu știți, că ieșeau să dormeau în Parlament.
Am văzut filmări acum în care acum 3 ani, 4 ani, usăriștii s-au închis în Parlament, în sală. Ei dormeau, acolo, da. Jos, trăgeau, foi de cor sau saci de dormit. Ieșeau cu camera, cu supărați că îi filmez. Am avut Vot Secret în care l-au suspendat pe Dan Tănase, ceea ce nu e ok să suspenzi, pentru că un parlamentar, statutul parlamentar nu poate fi executat de parlament niciodată. Sigur. Sunt două motive. Unul, că are condamnare sau că își dă demisia. În rest, nu are nici un obiect, în sensul nicio putere. Nu există o posibilitate de suspendare sau sancționare. Aici. Dar au deschis o cutie a Pandorei în care au vrut să arate, uite, în sporțo și ne luăm de Tănase că au înjurat un serit după ce l-ar filmase și nu înjurase. Da. Iar în timpul ședinței, în care era cu Vot Secret și fără, l-au prins pe respectivul serit filmând. Da. Împotriva lui nu s-a luat nicio măsură. Deci pe față sunt. După aceea a fost moțiunea pe deci sănătate, Oros, cea pe economie cu Năslui, cu renumitul Alfred, nu mai știu ce nume are pe acolo, care vreo 4. Și din nou trebuia să o depunem pe sănătate, dar între timp nu am mai a fost demis de către Câțu. A început scandalul la mare în care s-au amenințat, în care atunci au fost. Au fost la un pas de ruperea coaliției. Au fost, fiindcă nu pleacă de la Ciolan, dar au fost așa un fel de luptă. A intervenit și președintele și a zis: stați mai liniștiți acolo. Da, stați că și așa nu faceți nimic, și a zis vai de capul vostru, că trebuie să am guvernul meu. Exact, da, trebuie să am guvernul. Dar vedeți dumneavoastră, vorbeam cu cineva la un moment dat, puterea domnului Iohannis încet încet se scurge, dânsul mai are 3 ani. Totdeauna așa se întâmplă. Da, știu, așa este. La al doilea mandat se sfârșit, se îndreaptă ochii celor către un posibil următor. Se îndreaptă spre altă persoană, spre alt personaj. Da. E clar că nu va mai aștept bine și Băsescu câte nebuni și a păsit inclusiv cu fratesul. Sigur. Va fel va păsi și el spre finalul mandatului. Cariere, sau cariere. Cariere politice, că nu se va mai duce niciunde din postul. Și cred că îl va lua nimeni, nu că nu va vrea el. A fost un executant bun pentru alții. Da. Nu l-a interesat decât să zică în fiecare zi PSD, PSD, PSD. Nu avea niciodată cu un plan pentru țară. Să zic, uite, am venit cu banii ăștia de la Uniunea Europeană. După 7 ani, are 7 ani de activitate. Promisiuni multe, exact cum au făcut usăriști, au mințit și, din păcate, se vede. Nu uitați, sunt deja 20 de ani, la sfârșitul mandatului Iohannis, de președinție de dreapta. Da. Spuneți-mi ce se vede. Ce au făcut, așa zis, și oameni care criticau Ciuma Roșie, știți bine ce fel de măgări și puneau tăblițe și toate prostiile, deci jigneau în ultimul an, au uitat. Așa cum jigneau? Băi, întotdeauna am căutat să fim cu mânuși, să nu jignim, să vorbim frumos, dar ei jigneau în ultimul an. Și râdeau și erau bucuroși de ceea ce. Ce au făcut cei doi președinți în 20 de ani de președinție a României? Băsescu, eu sunt băsist, domnule deputat, eu sunt băsist, că în afară de Iohannis, cel de-al doilea este Băsescu. În primul mandat a fost catastrofă, că s-o certa cu Tăriceanu, nu au mai avut nicio putere, știți bine, pe acolo, nu a dus după aia pe boc înapoi, a venit criza aia care i-a omorât și a distrus. Aceea a fost neșansa României. Deci atunci, știți bine, în 2009, că s-a dus totul de băsescu. A venit după aceea acel guvern tehnocrat care... Ne-au nenorocit cu Ghinea, cu Cioloș, cu toată camarila useriste care s-a dovedit apoi că n-a fost societate civilă, că n-au fost miniștri din societatea civilă, cum a zis Băsescu, ci au fost oameni ai băieților și care au fost înregimentați toți la USR. Așa este. Plus. E adevărat. USR plus. E adevărat. Și atunci... au păcărit oamenii, exact cum au păcărit și cu Fritz, cu toți oameni care n-au naționalitate, care nu au domiciliu în România. Da, deci vii să candidezi la un oraș ca și Timișoara, păcălești oamenii. Sau Crotidar Marg la un sector care este sector, cam... Da, de sectorul 1, care e sectorul cel mai mare, care vorba aia... Totuși, este miezul Bucureștiului, mă scuzați de expresie, Așa se întâmplă. Da. Și haideți să spunem că măcar Fritz a câștigat pe merit, adică nu... A câștigat, l-a nenorocit 50 ceva la 20 ceva la sută pe robul. Exact, deci, deci nu a fost... În schimb, doamna Clotilde Armand, acolo a fost furăciune. Deci, în ceea ce îl privește pe Fritz, măcar a câștigat pe drept, ca să n-a furat. Pe manipulare, în timpul campaniei politice, sigur. Dar în schimb, pentru că, vedeți, liberalii au fost...
Și în Timișoara foarte slab rezultatul și în București mi-a fost al treilea partid. Deci am fost locul întâi acolo, SRE-ul 2. Și gândiți-vă, noi ca și PSD, vorba aia, ciumaroșii și cum ne denigreau, Bucureștiul, care nu e un oraș de stânga, noi în ultimă, știți bine, la ultimul rând de alegeri am avut 6 primării. 6 primării deci tot, și general. Da, deci am fost maxim, da, de asta vă spun. Ce să mai zic? Acum a mai rămas adevăr că au plecat și Robert Negoiță, au plecat Firea, a fost consecința prostiei ce s-a făcut cu România și în care o pierdut iarăși la limită în fața altuia, care vedeți ce se întâmplă cu el, care apare acolo și cum apare, iarăși nu ne interesează absolut nimic. Domnule deputat, dacă tot ați pomenit de pro-România, mi-ați ridicat o minge la fileu. Domnule deputat, știți foarte bine că în județ există un conflict care datează de câteva luni bune. Eu nu știu care da, să vă spun. Deci, domnul Ion Mociolcă, actualmente senator anterior deputat, a plecat senator la... de PSD, nu de pro-România. Acum este senator de PSD, nu de pro-România. Și n-a fost niciodată de pro. A plecat legislația trecută, și într-adevăr parlamentarii au voie să schimbe partidul, să ceea ce nu e normal. Nu este normal. Dar și primarul, în momentul în care schimbi partidul, îți pierzi mandatul. Așa trebuie să nu e corect, ai fost ales pe o listă sau chiar dacă ai fost și unul nominal ales pe partidul respectiv, respectă votul cetățeanului. Da. Votat, poate te-au votat PSD nominal. Nu e normal să fie așa. Dar se beneficiază și de votul simpatizanților și atunci nu este frumos și pe persoană, poate. Exact, da. Unii care poate chiar au o notorietate mare și iau pe persoană. Da. Alții și-au pierdut mult notorietatea și au văzut că au pierdut trendul, mai ales în Caraș, care se credeau de 70% și s-au dus în jos sub PSD. Sub 30%, Și, din păcate, e o realitate. Se vede clar. Votul omului nu poți să-l manevrezi cum vrei, chiar îl manevrează pe moment, dar are urmări mai târziu. Și legat de pro-România, ce să vă zic? Vreau să spun, domnul Mociolcă a plecat, s-a întors, în fine, cum a calculat dânsul, este treaba dânsului, numai că această mișcare a născut revenirea lui în partid, a născut acele tensiuni. Acele tensiuni au născut sancționarea mai târziu a domnului Mălescu, de care vorbea dumneavoastră, a doamnei Stuparu și altor primari din județ. Sigur, poate, cum spunea și domnul Ursu, care este primarul de la Oravița, dânsul nu se aștepta să fie suspendat, dânsul se aștepta să fie exclus, pentru că dacă ceilalți putem privi așa cu îngăduință și să spunem că poate n-au făcut ceea ce sunt acuzați, dânsul chiar a trecut dintr-o tabără în alta. Domnul Matei, știu bine cum vreți, știu, eu nu voi intra nici acum, nici înainte când a fost în emisiune, după ce s-a întâmplat, și nu am niciun război. Eu sunt un om de războiul dumneavoastră. E și al meu, fiindcă pentru că eu n-am fost de acord cu ce s-a întâmplat și am afirmat și atunci public și n-am votat. Am fost singurul care nu am votat, deci n-am fost de acord, clar. Dar nu voi critica colegii, fiindcă nu e normal. Eu așa consider să le discutăm în partid, să le discutăm față în față, dar nu pot să fiu de acord cu decizii care nu sunt bune și nu sunt realiste. Aici vorbim, într-adevăr, au fost cei patru primari, singurii doi de orașe, Oțelul Roșu și Oravița, doi de comune, Luncavița și Obrejga, comune mari de rang, după aceea, primii doi consilieri, locul 1 și 2, care în septembrie au fost cei mai buni, puși pe locul 1 și 2, postul primar cu viceprimar cu atribuții de primar la Reșiței, care au pierdut la 400 de voturi acum 5 ani. Și doamna Stuparu, fosta vicepreședinte a Tribunalului Cara Severin, imagine nouă, plus pe lângă dânsii au mai fost lichidați, scoși și o grămadă de alți consilieri locali și președinți de organizații. Da. Ceea ce nu a fost normal. Înseamnă o slăbire a organizației. Bucureștiul nu poate să fie niciodată, indiferent cine zice, că să fie de acord să-ți omori primarii tăi. Sigur că nu poate accepta. Asta mereu ne transmit. Aveți grijă de primarii voștri.
până la primari. Asta e mesajul, ăsta e mesajul permanent a conducerii de la niciodată nu va zice președintele Marcel Ciolacu sau atât de domn președinte cât și domnul sancționează-l pe primarul nu știu da, care. Sancționează-l și că nu, a dat dreptate totdeauna, vedeți că ăsta e motorul, aveți nevoie să vă întăriți, chiar să vă aduceți mai mulți. Eu noi în 2004 PSD-ul am rămas 6 primari în județ. Da, așa este. Tot. Așa este. Și atunci actuala conducere pe care am sprijinit-o la maxim și care am rămas, deși veneau ofertele, curgeau, hai vino la PDS, da orice, eram cea mai mare comună, câștigasem proaspăt, am rămas ca de astfel de 30 de ani, de 20 ceva de ani, am rămas fidel pe drumul pe care am plecat. Și la bine și la greu, am dus-o greu când tăia bugetul, ca și acum o să aduce poate și la bugetul CJ-ului. Nu ți-e ușor când vezi că o comună de rang mult mai mic și care nu are proiecte primește de 3-4 ori banii pe care s-au, de 10 ori, da. Sunt rectificările care s-au dat în toamnă, da. S-au făcut două rectificări, au primit comune 20 de miliarde, domnul Matei, 20 de miliarde o comună. Sunt și bani? Comunele astea de PSD mari. Și nu mai vorbesc cu proiecte, zero. Deci au 20 primit, de miliarde. Chiar și Oțelul Roșu s-a numărat printre cele care n-au primit nimic. Bătaie de joc. Da. Asta vă spun. Și atunci, normal că eu nu pot să fiu de acord când se iau măsuri împotriva colegilor noștri din PSD. Da. Acelor care au luptat, acelor care au dat rezultate. Chiar au dat exemplu cele două primării. Niciodată nu s-a întâmplat din istoria PSD-ului să fie primari din partii suspendați pentru că n-au obținut rezultate. Au fost criticați. Bă, de ce? Care au fost motivele? Și dânsii, dacă erau chemați normal acolo, spuneau. Și cred că mai aveau și dreptate din motivele din care s-a pierdut acolo. Sigur, sigur. Nu vreau să le repet din nou. Dar nu pot să fiu de acord cu astfel de decizii, nu pot să fiu de acord. V-am spus și atunci, s-a plecat și s-a dorit să facă alegeri normal, fiindcă e un interimat de mult timp, partidul nu simte forță și să nu se știe care o să fie președinte, totul de la Dumnezeu, nimeni nu poate, nimeni în ziua de azi. E până la urmă o luptă deschisă în partid, așa e și normal. La București avem o conducere legitimă și va trebui și în județe și în teritoriu să fie la fel. Să se facă una la fel. Dar la noi în județ, cel puțin, mă scuzați că vă întreb, cred că se știe cine va fi președintele organizației. Nu știu, eu nu, la ora asta nu, nu știu. Nici eu nu știu cu certitudine, dar am așa un feeling. Nu. Credeți-mă, eu mi-aș dori să fie o luptă deschisă, pentru că am contact și discut cu conducerea și pertinent, nu m-am dus niciodată cu mizerii, cu atacul la persoană, zic că omul ăla nu e bun sau să-l critic. În sensul că să mă duc să vorbesc rău de el. Nu, eu nu m-am dus nici în campania asta în care s-a dorit să faci alegeri, să mă duc cu critici la adresa unui coleg. Cuiva, da. E normal să fac alegeri. Cel mai bun câștigă, sunt primarii, avem 30 de primari, 31 de primari. De la comun. Poate că o să mai vină, sunt discute și din alte partide să mai vină. Vreau să vă spun, chiar am discutat cu 3 primari liberali. Deci cu 3 primari liberali, asta în care oamenii sunt nemulțumiți, chiar dacă au primit bani. Nu știu ce se întâmplă la ei, acum ați văzut, săptămâna trecută atacuri la persoana președintelui Dunca de la primari liberali, deci e o luptă continuă acolo, l-au făcut șoferache, l-au făcut toate felurile. Deci, da, este o expresie. Exact cum a făcut ministrul de la Drulă, de la transporturi, pe Câțu, l-a făcut, mai știu eu, ceva urât de tot, mai... Nu astronaut, ceva de asta așa, de sincer, zombi sau așa ceva. Zombi, ceva, da. Sincer să vă spun, n-am auzit expresia. Da, nu pot să, ba da, atunci imediat după ce l-au dat jos pe Voiculescu, l-au făcut zombi. Iar ăștia l-au făcut primar și mai iasă, pentru că eu aveam de cu ziua, așteam că vor ieși și îl vor ataca primar de PNR să-ți atași președintele Consiliului Județean. Da. Nu e normal, noi am avut președinte Consiliului Județean, am fost consilier județean, am fost administratorul județului. Niciodată nu ne-am dus noi consilierii să zicem, bă, nu-ți votăm proiectul ăsta, să te ținem, să te tragem în jos. Din potrivă, am discutat, hai să vedem. Lanțul. N-am făcut prostia de a decapita comunele PSD-iste, PNR-iste pentru cei PSD-iști, deci n-am făcut ce s-a făcut acum. Alte greșeală. Eu chiar credeam că Romeo Dunca așa a promis că va fi echilibrat și va da în funcție de proiectele care... Păi eu pot să-i demonstrez faptic nenumărate comune care unele nu au un proiect, nici european, nici guvernamental, și au primit sume mult mai mari decât comune care au 20 de proiecte. Așa este. Unde este, e echilibru și l-au constrâns și ați văzut ce a ieșit, n-au vrut în prima ședință să voteze, au motivat că sunt 4 localități. În ziua aia chiar era acolo unde v-am zis și discutasem,
Zic, sper să nu... Nu, e doar așa și după aceea a venit cu alcool. Tot bugetul schimbat. Așa este. Acest lucru este și o sesizare făcută de către consilierii județeni PSD în justiție, în instanță. Nu știu ce șanse va avea. Șansele, e bine că s-a făcut, dar că v-am spus, nu e normal să omori o comunitate. Da. Și acolo, vă dau exemplu, în orice localitate, hai să iau Bozoviciu sau să iau... Da. Oțelul Roșu. Da. Sunt și liberal și chiar dacă sunt primari PSD-ști acolo, și liberal și PMP și UDMR-ști, poate mai puțin, dar toate partidele, nu? Sigur. Nu respect pe oamenii aia. Care i-au votat pe ei. Nu beneficiază de proiecte și de dezvoltare. Sigur, da. Deci tăind unui oraș ca Oțelul Roșu o finanțare, de exemplu, suferă foarte mult și cei din liberal. Cu finanțările toate și faptic s-au dus cu hârtie, au cerut hârtie pe fiecare proiect, pe fiecare contract semnat, au trimis detaliat. Da. Am stat de vorbă cu primarii. Fiecare primărie și-a făcut detaliat proiectul, contractul semnat cu contribuția, cât trebuie să fie, că unele au fost de 2-3%, alte de 10%, depinde de proiect pe ce măsură a fost prins. Este. European, guvernamental, dar nu poți să omori o localitate doar că e PSD-istă. Sigur că de da. Nu, de, în halul ăsta nu s-a făcut niciodată. V-am spus și aia, rectificările din toamnă și din iarnă au fost bătaie de joc la nivelul politicului din 95 ani. Niciodată nu s-a făcut așa ceva. Asta vă spun. Și am acum informații că în august, dacă rămâne Câțu, va da la fel o altă rectificare în care să vrea să intre în lupta cu Orban, în care să iară să umple bugetele liberalilor, să facă... Din localitățile unde se consideră dânsul puternic. Da, județele. Sau județele. Vor veni și atunci vor... Da, tu... Clujul, Boc, mergi pe față, da. Ați zis că acolo ieșit și Petrache de la Ilfov. Așa este. Și Iașu, nu-l votăm pe Orban. Se știa doar Ardealul și... Sunt curios, aveți ceva informații vis-a-vis de județul nostru, în ce direcție vom dansa? În momentul ăsta dansează cu Orban. În momentul ăsta dansează cu Orban, dar nu știe până cât, rol decisiv va avea de această dată și președintele. Sigur da. Că da, indiscutat. Fiindcă se va implica clar și depinde dacă va merge cu aripa fostului PD, da. Pentru că aici e clar, împotriva lui Orban se bat vechi liberal. Este aripa PD-ului. PD-ul, deci condusă toată zona, de domnul Bojan, da. Blaga, Hava, toți ăștia care... Sunt vesticii. Falcă, deci tot ce înseamnă Ardeal și Transilvania și ce au fost de la PD, vor să reînvie. În spate e Traian Băsescu, chiar l-a propus de viitor președinte pe Boc. Boc îl propune pe Câțu. Zice că și Boc ar putea candida la președinția României? La președinția deocamdată a partidului. Nu știu că e încă. Boc a declarat că nu va candida. Nu, auziți. Sigur, să nu luăm de bune. Dacă va cădea de la guvernare acum, ce vor ieși și vor decapita, automat va fi candidat Boc. Sigur, dacă... Găsesc o propunitor președinte al PNL-ului și a României pe Boc. Sigur, dacă va cădea domnul premier, sigur, alternativa nu poate fi pentru ei decât Boc. S-a încercat cu Bolojan, a încercat și Rareș Bogdan, care e prea mic și prea nou venit și nimeni nu îl susține. Vor fi, luptele sunt deschise, nu mai vorbesc de USR. Sigur. Pentru că acolo va fi mai mare tensiunea. Ăsta nu-și va termina mandatul, clar. Va fi de, au niște tensiuni interne. Vorbesc de actualul președinte Barna, cu trimiterea, va fi trimis în judecată, cu, fiindcă acolo s-a abuzurile mari la ce a făcut el cu banii de acele fundații. Dar normal ar trebui și Ghinea, care se vede acum viitorul președinte. Că pe Cioloș nu-l vor și mulți ziceau că Ghinea va fi viitorul președinte al USR Plusului. Și acolo, la fel, lupta va fi deschisă, se vor război, se vor rupe între ei. E clar, dacă Orban va rămâne, se va desprinde de la liberal și liberalii vor reveni un partid de 10-12%. De 10-12%, așa cum a fost tot timpul. Ei beneficiază. Șmecherii mari care au făcut șmecherie, totdeauna au fost cei care au venit din PD. Aici s-au jucat, aici partea asta. A fost și votul mai masiv, Aradu, Oradea, unde au fost foștii pediști, Alba, Iulia, primarul Hava, Clujul, nu mai vorbesc, zona asta a fost cea mai cu rezultate cele mai bune. Și Clujul, într-adevăr, totuși trebuie apreciat, Boc. Sigur, dânsul politic poate nu este cel mai propice pentru România, datorită faptului că a avut o perioadă... Are în spate Beaua,
moștenire. Moștenire, nu? Cocoașa e aplecată de la ce s-a întâmplat în 2009 și foarte greu lumea care uită acele lucruri. Băsescu a jucat, fiind și neastră un băsist, a jucat foarte bine diplomatic, avea informații, trebuia desfințat pe Deu, fiindcă nu mai aveau cum să fie votați. Așa atunci este. Clar. Ceea ce se va întâmpla și cu PNL-ul acum, cu înghețarea pensiilor, a salariilor, tăierea subvențiilor la IT-ști, IT-ști foarte plata de impozit. Care au fost, care ei nu mai sunt, competitivi. Ei nu mai sunt competitivi în momentul în care au... Ei au mai alimentat un segment foarte important al economiei. Știți care? În afară de, vă referiți la Horeca sau în afară de Horeca? Nu, în afară de Horeca. Au alimentat tot ceea ce înseamnă construcțiile astea mari de birouri. Ah, toate. Da, fiindcă acum, de exemplu, Iurus Molu. Da. Dascălul, făcut Dascălul vis-a-vis de pizzeria, vă dau doar în Timișoara, de pizzeria Polia, cei lângă mall, era o mare construcție, era numai de firme. Da. Au venit pe jumate prețul acei, au făcut construcția nouă la Iurus Mall, au venit înapoi aici. Normal că venit la jumate de preț. Ăla au falimentat pentru clădirea. Sigur. Acum, pandemia, i-au trimis acasă. Ei au văzut că beneficiul e mai bine să lucrezi de acasă, nu mai plătești și chirii și bani mulți acei, plus dacă acum statul le înjumătățește, oricum veniturile lor sau au scăzut mult aia artiștilor. Așa. Și automat, vă dați seama, tot segmentul ăsta de construcții, faliment. Da. Sigur. Ei numai ei s-au măzat pe niște bani care vor acoperi. Clar, construcții s-au făcut cu tot de la bănci. Sigur că știau da. Că au rata de 10 lei și primesc 25 de lei. Asigură plata și un câștig. Da. Acum ce fac? Primesc poate 10 la, poate numai rata sau nici atâta, nu au reușit să o acopere. De asta vă spun. Și în segmentul ăsta, v-am spus, iarăși e faliment complet. Asta înseamnă construcțiile noi. Horeca e... Puterea voucherilor de vacanță, gândiți-vă, la 1.400.000, ori 14 milioane jumate, faceți un calcul. Sunt sume uriașe. Da, da. 196 de miliarde de lei care intrau direct de la contribuabil, de la funcționarul public, la Horeca, la patronul de hotel sau de pensiune. De restaurant. De restaurant, de tot. Da, exact. Banii și aia, în afară de cine acesta... Cine au făcut beneficiile astea? Sigur. Deci noi am încercat mereu să mărim pensiile, să mărim salariile profesorilor, a doctorilor, nu mai vorbesc, la Horeca, la fel, Horeca să fie ajutată la maxim. Am încercat în toate domeniile. Horeca a lăsat Horeca n-a putut lucra de acasă și atunci a lăsat pe drumuri sute de mii de oameni. Cei care lucrau. Cel mai mult oraș care a suferit Timișoara. Sigur. A stat sigur. Închis restaurante, închis complet, n-a putut să mănânce o ciorbă sau o pizza, n-aveai unde să mănânci oamenii ăia. Nici chirile, măcar un hamburger pierdut, luat de pe stradă nu puteai să. Am o grămadă de tine de care mi-au povestit, au luat împrumuturi din bănci și au amanetat apartamentul să deschidă un business mic, au pierdut apartamentele. Da, exact, fiindcă pentru că banca... N-au mai putut să dea chiria la restaurantul ăla sau la ce a vrut să deschidă un fast food mic și au murit săraci. S-a mai luat și decizia aceea greșită despre care am scris și eu, amânarea plății ratelor. Au zis că vin cu ajutoare și sume, i-au păcărit pe toți. S-au încărcat niște bani, da, au scos ca să arate că au nevoie de bani. Da, și ulterior băncile, normal, nu, au dat niște împrumuturi, au venit să-și recupereze banii și au luat dobânzi la dobânzi pentru că acelea nimeni nu le va șterge. Al male. Acum am văzut că am stat de vorbă cu o grămadă de agenți economici la mașinile luate în leasing. Da. Îți luai TVA-ul de 19% înapoi. Da. Acum nu-ți mai dă numai jumătate, 50%. Da. Și de ce? Te obligă să faci ordine de deplasare a mașinii. Așa ceva nu incredibil. Exact, adică cu mașina ta de proprie, de că să spui pe ce persoană din firmă e, să spui în fiecare zi câți unde se duce face, și câți kilometri face. Ajuns să controleze o firmă privată, că păi stai mă, e luată pe firmă, omul a depus banii. Sigur. Tot. TVA-ul e normal să le recupereze. Sigur. Și sigur. Dacă nu ai într-o lună, dacă nu ți-ai făcut foaia de parcurs și nu demonstrezi nu că era, primește pierzi aia 50%, merind doar cu 50%. Pierde circa 10% da, aproape. Da. Adică pe față i-o făcut pe agenții economici și pe oamenii de afaceri i-o omorât. Da, iarăși este o măsură. Și gândiți-vă la macro. Ce înseamnă la nivel de țară atâtea firme cu atâtea sume de bani pe care din nou statul român încasează, nu se dea la firme. Pentru uneori chiar pentru subsistența lor, pentru că fără banii aceia e posibil să se închidă, să sufere sau... Am spus cu nimic, nu au ajutat și nici nu vor ajuta. Deci modul ăsta al lor de abordare a lucrurilor, v-am spus, nu mai vorbesc de pandemie, că am vorbit și data trecută. Da. N-au vrut să o trateze așa cum e normal să discuți cu societatea civilă, cu profesori.
profesioniști. Ați văzut un singur profesionist? Uite, avem și noi. Ăsta e profesionist. Arafat ne fiind profesionist. Arafat fiind cu smurdu, cu toți alții. El este medicina de urgență. Dar nu are treabă, dar el a învățat insul clar. E altceva. Dar da. Avem și noi un specialist al nostru care n-a avut curaj nimeni, niciun specialist să-și asume, da, bă, eu fac un plan, vorba aia de salvare a ceea ce ați făcut voi prost. Da. Să încercăm să remediem totul. Toți miniștrii sănătății au zis ce au făcut. Au zis cum au ieșit cu atacuri, că s-au dat Voiculescu, că liberalii au trișat, că au dat date false. Da. Covid-urile nu erau realitate, cazurile. Deci tot, până la urmă, s-au muiat și ei că ajungeau să-și facă dosare. Unul altul, da, și atunci... Mai vorbesc de milioanele de măști care s-au acum blocate în depozite, luate la sume enorm de mari. Da. Câți bani s-au cheltuit de la guvern și de la bugetul de stat și blocați, fiindcă cine trebuie atribuirea blocat, fiindcă cine se încarcă acum cu o mască cu 6 lei sau cu 11 lei? Sigur că da, când ea e 50 de bani, 30 de bani, sigur. Asta vă spun, deci vă dați seama, unele filme au încercat să și recunoscut, am văzut șeful de la DNA, cea că sunt jur de vreo 25 de dosare, mari făcute la tot ce înseamnă... Pentru importurile de măști. Nu numai măști, tot ce înseamnă... materiale de da, pandemice, da, nu? E, pentru pandemie. Achizițiile de materiale de pandemie. Da, sunt sume enorme. Să vedem cum se lasă... A văzut inclusiv consilierul Ben Ardelean, o ieșit Voiculescu. Cine? Ardelean mă atacă mine când consilierul lui e trimis în judecată pentru achiziții frauduloase. Da, exact, deci, frauduloase. Deci nu știu cum să se mai părască acum. Da, sper ca justiția, pentru că DNA-ul a murit. Știți, odată. Da, nu, eu nu, v-am spus, nu am venit și nici înainte. E normal totuși că să fii răspuns și nu poți să profiți de mai ales de o boală. Atunci când apare o boală, e și păcat de la Dumnezeu să profiți de ea, să-ți faci niște venituri extra de pe profitând de spatele românilor, de pe bugetul românilor, să vii să-ți faci astfel de achiziții, astfel de sume, da. De 10 ori prețul sau de 100 de ori prețul de achiziție. Așa este. Ei au crezut că nu vor fi controlați, că vor face ce vor. Am văzut sute, milioane de măști, foarte multe combinezoane, multe materiale. Știți că a fost o ordonanță la începutul pandemiei în care, pentru că știți, achizițiile publice există o legislație relativ bine pusă la punct. Păi au șmecherit în stare de urgență, exact. Și au zis la liber, nu mai dai explicație nimeni la nimeni. Luați câte vreți, cât vreți suma, nu dați. Exact. Aici au profitat, de asta vă spun, au lăsat asta, au prelungit starea, că de asta voi cuiesc început să mâncăie, uite de ce au făcut ăștia, de la toate stările au făcut achizițiile și mizele. Da, așa este. Declarațiile umflate de COVID, de morți, de toate astea, adică tot ce se întâmpla era COVID-ul și COVID. Așa este. Acum v-ați făcut vaccinul? Da, m-am vaccinat și cu rapelul și sunt bine, mersi. N-am avut nici cea mai... În februarie, la începutul februarie. În martie, la începutul martie am făcut prima... Eu am vaccinat cu Astra. L-am considerat mai tradițional. E mai cipat. Dar e chipul mai bun la asta. Da. E chipul mai bun la ei. Da, așa. Păi nici Johnson din spate, că ăsta e cel mai bun cipat. Da, păi, așa este. M-am vaccinat cu prima vaccin în prima tranșă, prima rapel în începutul lui martie și la începutul lui mai am făcut rapelul. N-am avut urmări, îi invit pe oricine la Oțelul Roșu și nu numai la Oțelul Roșu. Nici eu nu sunt o persoană, poate atât, dar e până la urmă o sarcină și consider chiar, nu știu dacă obligație. Dar nu este o obligație, dar este un respect de familie, de prieteni, de colegi. Adică de ce să consideră colegul de bancă sau vecinul că datorită ție s-a îmbolnăvit ieri, că tu n-ai vrut să... Și din păcate... Da. Am și colegi în Parlament care nu vor să-și facă vaccinul, chiar sunt vehemenți. Îi respect, spune urmă, asta e sigur, poziția lui. Dar eu am un prieten și o vecină cu care eram totuși destul de prietenă, care din păcate au murit. Cunosc cazurile astea, s-au întâmplat și îmi pare rău că s-au întâmplat, pentru că, vedeți, de fiecare dată când am făcut o emisiune, i-am îndemnat pe oameni, dacă
au timp să meargă la un centru, la Oțelul Roșu se poate merge foarte ușor. Și fără programare. Exact. Se merge cu problemă, buletinul pur și simplu. Da, și platforma e deschisă, dar nu e normal nici ceea ce face guvernul, altă prostie, să oblige să pui ca un fel de barem. Nu poți să mergi la o nuntă sau un eveniment dacă n-ai vaccinul făcut. Nu e corect. Nu poți să, auziți, nu poți să îngrădești drepturile, fiindcă știți cum e sacre. Constituția îți dă drepturile, adică de aia e democrație. Sigur. Da, nu poți. Într-adevăr, poți să dai o îndrumare. Bă, trebuie să fii. O recomandare. Da, recomandare, îndrumare, că tot aia. Dar nu poți. Nu e normal să-l obligi pe o persoană să facă neapărat ceea ce faci și tu, deși normal e să respecti, dar sunt unii care sunt fanatici, putem spune, nu vrem asta să facem. Da. Apoi e libera alegerea. Din diverse motive, da, fiecare consideră. Și acum, 70, dacă îi aduci într-o sală sau 30% într-o sală, trebuie să ai faci tabele cu prezența. Sigur, e o complicație, nume. Da, cu nume. O să aibă timp polițistul sau de la DSP când vine să se uită pe tabelul ăla nebunie la un eveniment, ia, și să se apuce să verifice acolo. Te duci cu buletinul la nuntă sau la botez, da, să vezi dacă ești tu persoana respectivă. Deci nu, e corect. E penibil, da, și complicat. Da, e complicat și nu. Poți să-ți bagi joc și crezi, gândiți-vă ce crezi la un eveniment din ăsta, te duci cu poliție sau așa să spargi un eveniment că trebuie să vă controleze dacă tu ești dacă persoana, dacă este, da, vaccinat sau cine este acolo. Mergi pe plajă cu masca, ai voi doar să stai la plajă. Păi cum apari după 3 zile de plajă, fața ta fața apare, albă, da, și restul, da, da, cu soția, bronzat. Pilul sau cu nepotul sau cu asta, stai cu... Da, asta, da. Sunt penibile niște decizii, din fericire. Neavând experți care, da, să zică, mă, nu e bine ce faceți, ne, da, ținem seama de nimeni, atunci iau deciziile astea. Care au o anumită bază științifică, dar de laborator, nu de mediu public. Știți, în laborator poți face așa ceva, nu este o problemă. Dar nu odată ce te adresezi populației, unui număr mare de oameni, milioane de oameni la mare, știți foarte bine că în fiecare sezon pe plaja aia, acolo, să iasă lumea în cap, sunt milioane de oameni, 1-2 milioane de oameni ajung pe litoralul nostru în fiecare an acolo. E imposibil de verificat aceea, nici măcar pe stradă. La om acolo în dres de baie sau unele ferează că și fără baia mai da. Te duci, ce faci? O iei, hai, ridică-te, o iei de mână dacă nu vrea să... Adică devii penibil acolo pe plajă, să iscă scandalul. Sigur, sigur. Trebuie să găsite soluții, dar, într-adevăr, eu consider că... Acela guvernare nocivă a țării... Nu cred că le poate găsi. Nu, și nici, vă spun, formula asta lor de guvernare va aduce România datorii mult mai mari și mult, mult în jos, în toate domeniile. Deci, Care sunt speranțele dumneavoastră? Care sunt speranțele dumneavoastră legate de moțiune? Pentru că se anunță pentru mijlocul viitor. Moțiunea simple, au trecut la limită. 7 voturi la una din ele a fost. Deci nu a fost o diferență mare și la moțiunea simplă, pe românii n-am forțat nimeni, am scos voturile noastre, am lăsat fiecare din ele la alegere. Să voteze conform conștiință. Nu poți să dai ministrul, doar... Vorba aia de imagine, că arăți că nu e bun pe postul care și Parlamentul sau la o anumită decizie. Da, dar la moțiunea de cenzură, dacă se vrea decapitarea lui Câțu și nemulțumile care atât în PNL cât și în USR în această alianță, UDMR-ul nu e pentru așa ceva, ei votează sigur împotriva moțiunii. S-ar putea să treacă, s-ar putea să creeze o altă criză politică, o altă criză economică și... Aveți aliați? Ați discutat, poate, nu. Poate va obliga să spun așa, nu, să... A cerut crear PSD-ul nici înainte, nu a mers la colegii din alte partide să discutăm, e alegerea lor, da. Până la urmă v-am spus, nouă, în momentul ăsta ne convine să-i vedem la guvernare cât guvernează de prost și românii se satură de ei. Fiindcă vedem, nu ne convine administrativ și pentru țară, știi cum, te doare atunci când vezi că nu merg lucrurile așa cum trebuie. Este atunci țara fiecăruia, nu? Da, de aici... Dar în același timp, când vedem că au o guvernare foarte, foarte slabă și proastă, automat noi
suntem bucuroși că își dau seama cu adevărat România acum cine sunt adevărații dușmani, să spunem. Și dușmanii lor, efectiv, a omului de rând din România, românului. Corect, corect, da. Corect. PSD, de bine de rău, cum ați spus și dumneavoastră, au avut grijă să ne întrețină o economie relativ sănătoasă. Am încercat permanent să venim cu programe sociale, da. Programe pentru toate segmentele, deci da. Nu doar pentru un anumit segment, am încercat pe fiecare parte, și sănătate, și învățământ, și pensionari, să venim cu măriri salariale, fiindcă inflația, vedeți că an de an v-ați suțărat că se învârte în jur de 50%. Dar trebuie să încerc să fie lângă om, să poată atunci când e o sărbătoare sau când au o problemă să pună ceva pe masă sau sigur. Să aibă minimum necesar. Dar din păcate pe actuala guvernare, pe oamenii ăștia din PNL, USR Plus, care nu interesează românul, nu interesează țara, nu le pasă de cum, ci doar de propriul lor interes și propria lor gașcă, pentru că e o gașcă de interese financiare. Da, domnule deputat, am ceva să-mi spuneți, dacă nu am ceva comentarii. Da, asta vreau să spun. Comentarii negative nu sunt, destul de multe comentarii aici, dar cu excepția celui domn care avea... Și pe domnul Hamat, am înțeles că îl cheamă. Da, exact, Nicolae Hamat. Și cred că de nemulțumirea lui chiar am spus. Nu, e normal să fie dar nu cred că poate fi mulțumit nici dânsul de actuala guvernare. Nu cred că poate să ne dea un motiv să spună acum, să scrie. Eu sunt mulțumit de guvernarea asta că a făcut asta. Punctual, să spună asta pentru agricultori, pentru fermieri, asta pentru sănătate, asta pentru învățământ. Nu există nici măcar un singur lucru care să-l scoți în evidență. L-au făcut. Să zic că ei să vină, oameni buni. Uite, asta am făcut noi. Corect, corect. Mă laud cu asta. Realizarea, sigur. Absolut nimic. Atât am putut să fac, dar măcar am făcut. Da. Pe când au trecut, uitați, de când domnul Orban a preluat conducerea, un an de zile, apoi un an și o lună, două, aceea a venit această coaliție, sunt un an jumate și. Și cum spuneți dumneavoastră, nu există nimic concret. Adică să vezi cu adevărat. Da. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Trebuie în final, dacă îmi dați voie, trebuie să-mi cer scuze față de dumneavoastră, pentru că am mai programat o emisiune acum vreo două luni și am avut niște probleme. Mai trebuie pentru ceva să vă cere scuze. Vă rog. Linkul care l-ați dat cu emisiunea din această seară, am scris. A scris Romul Marius Remus Damian. Da, și este Romulus. Dar n-am mai zis pentru că e tot cu Romulus și Remus frații. Din același olimpici, Roma. Erau frați. Romulus a fost pozitivul, Remus nu era, dar în această seară poate că am încercat să numărul de oameni. Nu m-am mai scris, m-au sunat câțiva prieteni, m-au și scris acum că mi-a semnalat și Marius Remus Damian, dar nu am mai fiindcă... Mi-a semnalat și doamna Maria, secretara dumneavoastră de la București, domnișoara, mă rog, doamna, n-o cunosc. Maria e aici. Sau este în zonă. Am și la București consiliere, dar tot din Caraș, dar Maria e din aici la cabinetul parlamentar. Da. Din fericire mi-am deschis cabinetul parlamentar la Caransebeș. Să-l deschide și la Oțelul. Da, o să vreau și la Oțelul, am vorbit cu Luca deja și vreau lunar să vin, să intru în contact cu omul, să stau de vorbă, așa e normal, și în alte orașe și chiar localități mai mici în care mi-am plănuit să vin să stau de vorbă cu oameni, cu cetățeni care au o anumită problemă care poate nu se poate rezolva la primar sau la județ. Și poate voi încerca la nivel național să încerc să rezolv, să pot să ajut orice persoană care se împiedică de o problemă administrativă. Sau medicală sau sunt multe probleme. Vreau o intervenție la un medic, vreau o intervenție, știți, la orice și caut să fiu alături de orice persoană să pot să-l ajut. Da, încă o dată, cum am spus. Eu oricum v-am spus niciodată și că critica, știți bine că ați să în timp v-am criticat și eu. Mai și criticat, v-am sunat, zic, să știți că lucrurile acolo stau așa, dincolo nu stau așa și e normal. Și eu sunt deschis și chiar de asta v-am și spus, nu mi le dați pe cele pozitive, că nu vreau. Laudele nu sunt. Sunt prietene, mulțumesc din suflet că sunt prezenți, că vă dau mesaje și like-uri, dar sunt prieteni de suflet. Dar în același timp respect și pe cei care nu au aceeași coloratură politică sau poate sunt nemulțumiți de partidul meu.
Dar asta nu înseamnă că dacă PSD-ul nu-i place lui Vasile, de ce să nu-i placă de omul care reprezintă Damian că, sau da, care este? Suntem o cioarcă, cu Dumnezeu, suntem cei trei parlamentari, poate că nu. Da, sigur, ce e normal sigur, să respecti omul. Așa văd, dacă omul ăla muncește și își dorește să intre în contact cu tine, să-ți răspundă, de ce să-l jignești? Sigur. Eu nu știu dacă niciodată n-am intrat în jocuri de jigniri, sigur. Chiar dacă unul a scris ceva pe Facebook, i-am răspuns pozitiv, în sensul că nu e bine cum gândește și chiar nu, eu nu îl respect. Aveți educație superioară față de mulți... Și experiența, și v-am spus, sigur. Mi-au pozat mașina într-un supermarket la intrare că era postată pe un ăsta de handicap, dar nu fusese eu cu mașina. Dar n-am zis nimic. Asta e o postat, șmecher, pus de altcineva, știu pentru cine postează respectiva persoană. Nu l-am sunat, nu i-am zis nimic. Consideră că poate că dacă lucrează pentru altă persoană și știu pentru cine, că imediat îi vezi profilul, vezi afli cine e, dar nu e normal. E bine să vii cu astfel de atacuri la familie, atacuri la orice pas a tău. Eu nu văd lucrurile așa. De ce să nu fiu prieten? Dau exemplu, am văzut acum primarul de Băile Recoloane retrage cetățeanul al lui Adrian Năstase. Da, am văzut decizia de azi. De ce intră în astfel de jocuri care nu sunt ale lui? Crede că apare mai frumos sau mai apreciat în partid sau pe stradă? Și apropo s-a dat acum 20 de ani, în 2004, numai Năstase. Gândiți-vă. Sunt două decenii, bă, nu au săriștii mai vin în Parlament, Năstase, oameni buni, voi veniți la guvernare, voi conduceți, vorbiți tot de Năstase de acum 20 de ani. Deci, credeți-mă, nu așa se face politica, adică respectă-l pe omul ăla, dă-i răspunsul dacă e, dar nu cu jigniri și acum gata, și eu am dat cetățean de onoare la o persoană din Teregova care a avut probleme. Păi ce să-i mă duc să-i nevastă la să-i să-l retragă acum? Să-i luați titlul. S-o dat atunci, a avut cel un merit mai mic, mai mare, l-a avut. O primit, asta e, a fost atunci. Acum e altceva, nu mai pot să vii sau să nu pot să stau cu dumneavoastră dacă pățiți ceva, suntem prieteni vechi. Și între timp ați zis ceva, eu nu mai am voie să mă întâlnesc cu dumneavoastră că sunteți corupt sau condamnat. Nu e adevărat. Sunteți persoană, sunteți om. Corect. De ce să nu beau un suc cu dumneavoastră? Nu-mi faci imediat pozul, știți, să-mi întâlnesc cu ăsta acolo. Da. Cine știe ce pune la... Adică bagă viața publică cu cea privată. Cetățenie care dăine de mulți ani și care nu mai e voie cu omul ăla sau poate că unul... Că a călcat el pe... Între timp am fost colegi de clasă cu unul care acum zice că e mare interlop, dau un exemplu. Da. Gata, dacă mă văd cu ăla și mă salut, înseamnă că... Dacă nu salut, dai dovadă de prostie, de aroganță. Exact. Mergi în salut, ai rămas coleg cu el pe viață, nu că s-a fost coleg. Înseamnă că și te întâlnești într-un loc public, îți face poză. Uite, s-a întâlnit cu interlopul ăla și... Cine știe ce se întâmplă, da. Ăla are viața lui, tu ai viața ta. Dacă faci măgării, porcării cu el, dar în rest că stai de vorbă, că bei o cafea, ești cetățean ca orice om. Sigur. Hai să mă respecti pentru ceea ce sunt. Nu să-mi faci pentru viața activitatea... mea urâtă, închisă într-o colivie și atunci vrei să te reprezint. Cum? Da, atunci, într-adevăr, fiecare parlamentar sau fiecare politician se retrage și mai... Ești un alt demnitar, ești primar, ești președinte constituțional. Mai voi să mergi la oriunde și să discuți, să întâlnești cu un vechi prieten. Dar dacă a avut o prostie cu 20 de ani și ai fost la o masă cu el, acum îți pune poza de atunci și gata, uite cu cine cine s-a întâlnit Donea acum 20 de ani. Din păcate, așa își folosesc mulți... își ridică ratingul și notorietatea că, uite, îl acuză pe respectiva persoană că... E corect. Da, într-adevăr. Nu e normal să judeci omul după o chestie care nu e băgată nimic. Efectiv, e un om normal. Deci un om natural. Asta era, că vorbeați că erați băsist. Una din calitățile lui Băsescu. Era mai uman. Era uman cu toate că era foarte dur. De uman se întâlnea, se ducea și într-o bea și un whisky, bea și asta, juca bine. Asta vă spun. Deci a avut și necazuri și brusuri, dar și juca bine. Ați văzut, chiar a venit odată și a dat niște lecții de cum se bea whisky. Ui, și a spus, dar știu că ați văzut, era celebră. Și a spus, bei whisky sau ești un prost, nu știi să pui, așa se pune. Da, exact, a pus un deget și a arătat paharul plin, unul plin până în buză și unul de un deget. Și a zis, specialist, sunt recunoscut omul, îmi place să beau un șpriț, asta e, era unul din hobby-urile lui. Exact. Să-l recunoști, fiecare om are, nu? Așa este, pe când ceilalți, cum ați spus,
știu, și a zis și el, uite cum bea ca prostul când a umplut paharul, acela este defectul, nu că gust... Nu știe să bea ca prostul, exact, dar nu știe să... Exact. Nu au gustat. Exact. Uitați cum o băcări lumea, nimeni nu uită cu celebra lui fază. Băi, Adriane, ce fraiere români ăștia, au de ales de doi foști comuniști. Așa este. Da. Sau doi securiști. Adică el a ieșit natural acolo. Băi, eu recunosc. Da. Nu zic securiști, au zis comuniști. Sau comuniști. Da. Numai unul din ei era demonstrat și s-a demonstrat acum. Dar în fine, asta e. Dar omul și-a jucat bine cartea. Da. A avut flair. Canibal politic. Da. Trebuie să-l recunoști. Asta s-a jucat și un animal. Da. Și una, în sensul că a distrus orice adversar. Se hrănea efectiv din politică. Să discute cu oricine era al naibii de șmecher. Da, așa este. Discuția, așa inclusiv atunci cu Joana, cu întâlnirea. Deși Mircea știa exact că îi va pune întrebarea, nu știu să-i răspundă. Da, bă, Traian, am fost, dacă m-am întâlnit. Mi-a povestit de cât ai fost de prieten cu el și ce business ai făcut. Da, vedeți, acela trebuia să fie un răspuns. Deschis natural, da, așa e. S-o-i bat, nu mai știu ce să mai zic, că da, m-am întâlnit. Publicul a gustat. Sigur. Știa că e pe trend descăzător, știa că nu va câștiga alegerile, nu le-a câștigat, le-a câștigat dimineața, știți bine. Da, dimineața s-au numărat cum a trebuit, Mideanu și cu Blaga și-au făcut treaba. Mircea au dormit seara, noaptea și dimineața. A dormit fericit și s-a culcat președinte și s-a trezit, mă scuzați de expresie, prost, că așa au spus. Și interior lucrat și interiorul partidului. Da, sigur. Asta sigur. Au trecut, tremurile, nu mai poți da nimic înapoi. Da, așa. Întotdeauna azi și la Roland Garros și la campionat mondial și acolo, în locul 1-6 seară, Manchester United la bătaie, o rata portarul, Villarreal, campioana Europa League. Așa este. La fel. Deci niciodată. Locul 1 rămâne în istorie. Rămâne acolo scris. Așa. Doi, și pentru că ați pomenit de așa ceva, cu siguranță ați auzit de Armstrong, acel ciclist mitic, ca să spun așa. A câștigat aceste titluri datorită drogurilor, dopingului, dar el rămâne cu premii, nici măcar nu i-au luat premiile. E normal, că nu poți demonstra al câtelea an a fost trișat sau după aia s-a demonstrat că și Hinault, numitul Bernard Hinault, dacă asta era anii 70 ceva, 80, la fel, mare, cel mai mare și câștigase de vreo 7-8 ori Turul Franței și la el s-a spus că avea ceva rusesc dopat, au trecut ani, au rămas cu titlurile. Și acolo pe soclu trofeului scrie Armstrong sau Hinault sau cine este? Da. Din păcate, a noastră sportivă, Andreea Ducanu, a suferit și eu retras medalea. Știți bine ce tam-tam mare și Țireac s-a bătut pentru România atunci, încă nu era ok ce-o făcut. Eu retras medalia, medicamentul care l-a luat s-a dovedit a fi un mic anabolizant, dar care n-avea treabă de răceală cu... Da, așa pentru este. Pentru unii ești bumă, pentru alții românii n-au avut prea mult. N-avem spate. N-avem banii, n-avem lobby-ul. Domnule deputat, vreau să vă întreb, că uitați, am spus de lobby acum. Se vorbește ceva în Parlament de o lege a lobby-ului? Nu, mai ales acum, după ce s-a întâmplat din nou cu trimiterea în judecată la lui Dragnea, chiar din potrivă. Se fuge, știu că. Nu-i deschis este unul și dubitor Ponta cu Tony Blair. Da, așa este. Adică vrei să ne dar să știți, asta e în toată lumea civilizată. Da, pe asta vreau să spun. Să-ți o mare personalitate sau să-ți facă ăsta un rating sau o consultare. Să vorbească adică despre mine. Poți să consulți și îți face o consultanță de nota 10. Da. Totuși dacă vine astfel de sau ăsta umblă în toată lumea, foștii președinți. Sigur. Și Clinton, și Obama. Gorbaciov. Gorbaciov, merg. Bani grei care primesc și fac consultanță pentru o grămadă de președinți și de premieri. Și își povestesc amintirile, evenimentele, cum s-au întâmplat. Experiența și expertiza de a putea să dea, vorba aia, sfaturi bune, nu? Sigur că și da. Și atunci tu să fii, să deschizi dosare pentru că s-a dus să se întâlnească cu Trump, Ponta sau Dragnea, că s-a dus și aia au fost niște bani privați, că nu i-a luat de la stat. Da, printr-o frică, inclusiv și pe fostul ambasador Siminescu sau mai știu cum, ceva așa de genul ăsta, și el e trimis în judecată, că el o intermediat firma lui s-au dat banii. Fine, lucruri mărunte, dar în care încearcă iară să scoată. Dar ieri ați văzut că, deși trebuia normal legal să-i dea eliberarea, au mânat-o pentru septembrie,
din nou l-au amânat pe Dragnea. Încearcă să țină cât de mult în afara... Dar nu mai reprezintă o problemă din politică, păcate, n-au zis eu. Să scoată motivarea. Nu știu dacă nu mai reprezintă. Nu știu. Eu cred că nu, atât cât mă pricep eu. Auziți, că nu știu dacă... Uitați-vă, acum inspiră și Năstase. Vreau să vă spun că foarte mult electorat, dacă e să deschide ceva, mult să zic de bine de Adrian Năstase, ca, deși are o vârstă, numai... Dar au avut totuși o contribuție mare. Ați văzut până și președinta Senatului, doamna Dragu, au recunoscut că pe timpul lui Năstase a fost cea mai bună guvernare. După aia a criticat useriști și useristă. Da. Domnule deputat, dar să vă spun, să vă dau și eu un contraexemplu. Da. Sunt, e clar. Că Băsescu, favoritul meu. Da. Vedeți foarte bine, el în ultimul an de mandat care l-a avut ca președinte a creat PMP-ul cu Udrea, cum mă rog, bine s-a complicat cu Udrea, mai bine spus, că dacă avea un alt... un, de exemplu, Diaconescu, Cristian Diaconescu, care este... Din când a plecat din PSD, omul e. Da, eu am o părere bună, dar e, e un analist, dar este un e subiectiv, nu e obiectiv, este clar, deci e doar pe merge pe un drum, nu se schimbă, deși au avut alt drum înainte și l-a schimbat complet. Da. Și de asta eu nu prea pot să, când te schimbi atât de radical de la o doctrină la alta și de la un stăpân la altul. Da, lumea se poate gândi de două ori. Eu vă spun cinstit, eu dacă dumneavoastră aveți acum șef pe unul care mi-e rival, îl trișați pe ăla și veniți la mine. E posibil să mă priviți suspicios. De ce l-ai trădat pe ăla? De ce ai plecat de lângă el? Da, ce da. Consider că da, deci că nu prea voi primite la dumneavoastră, da. Ca să pot să am încredere că nu veți face la fel și cu mine, că apare al treilea. Apare un al treilea și vă voi trăda pe dumneavoastră. Deci asta vă zic, nu cred că e credibil și dar în fine, asta acum. Dar oricum, exemplu, dar să știți că la ora asta e o problemă, că de asta nu au apărut nici motivarea în care să vadă dacă au scris la fel ca și Năstase că timp de atâția nu ai voie să ocupi o funcție publică. Da, interdicțiile acelea care se dau după care o cotă mare. Dar el nu prea avea ce să zică la o chestie de angajare. Da. Că nu a fost. Aici a făcut dosarul, poate avea alte păcate mai mari, dar asta nu a fost. Au angajat două fete și care nu erau în zumbă, erau, eu mă uit la cine mi-a fost angajat sau dau acum adun ca să știe că angajatele de la Serviciul Protecția Copilului sunt chiar lui Dunca i-am semnalat eu o inadvertență care se întâmplă și am văzut că a încercat să o corecteze. Am văzut că a încercat să corecteze. Președinte, că n-ai cum să-ți vezi tot subordonații. Sigur, sunt la Consiliul Județean, la noi sunt 1000 de oameni. Nu urmărești pe ăla dacă duce la lucru sau nu. Bineînțeles că nu poate să urmărească lucrul ăsta, sigur. Ce mai faci tu? Care atributul de președinte? Da, va fi pasnic sau președinte. Și asta vreau să vă dau ca exemplu. Băsescu a avut încă priză foarte mare și încă mai are el ca persoană fizică. A creat PMP-ul și ați văzut, s-a terminat. Au lucrat la spate și pe e clar, și aici posibil, alea 2000 de voturi s-au vrut să nu mai apară. Încă atunci, în perioada aia, PNL-ul știind că stă foarte bine în sondajele umflate, cu USR-ul credea că pot să facă guvernarea numai cu USR-ul. Numai cu PMP-ul și cu UDMR-ul, sau... aveau nevoie de USR-ul, ei nu vreau USR-ul. Da. Cu PMP-ul erau de... momentul în care au văzut că se duc jos cu sondajele rău de tot, pe ultima 100 de metri nu mai avut nevoie să mai bagă în compartii la guvernare. Așa să dați seama că nu pot fără useriști. Da. Atunci au zis că al treilea deja e cam mult. Al patrulea. În final tot cu 4 au ajuns, că este plus USR. De fapt plus USR este unul de acum. Minoritățile nu se și totdeauna. Așa este, dar sunt trei. Sunt trei cu UDMR-ul. UDMR-ul este Juli Jokerul politic din România. El este foarte mult de afară, vin subvenții foarte mari, sigur, bani mulți și e clar oamenii... Vin din Ungaria, nu de afară, afară e altceva. Din Ungaria. Din Ungaria, că Soros trimite și el și spre mulți, e un miliardar care îi ajută. Vine subvenție din Ungaria, clar, plus la echipele de fotbal, atât Sepsi cât și Mercuraciuc, Vizia și pe fiecare primesc un milion de euro pe față în fiecare an buget de la guvernul maghiar.
Deci sunt, asta în sport vorbesc. În sport, și sigur, și în politică, și în politică la fel. Ați văzut, Dodon a fost surprins, au fost publicate niște înregistrări, Igor Dodon din Moldova, în care se discuta că el primea undeva la 250.000 de euro ca partid. La scara Moldovei este o sumă mare, pentru că Moldova este, are vreo 4 milioane de locuitori de toată. Exact. Ca teritoriu este mai mare. Și 4 milioane sunt două plecați. Deci, dacă el a recunoscut că primește de la Moscova, vă închipuiți că într-adevăr și alții primesc. Niciodată Moldova nu va, deci, nu, degeaba ne spunem noi că vor fi frații noștri și că unirea, sunt frații. Unirea, da, că, nu, unirea nu, nu cred că va fi posibil. Ei au rămas doar din vechime, dar acum clar de asta că vor fi din nou, dar nu. Rusia nu va permite niciodată. Niciodată nu va permite ca Crimea să are nevoie de acel cap de pod din punct de vedere militar. Clar, strategia e clară. Exact. Nu să uite. Și Maia, nu credeți că a venit Maia sa? Va fi o încărcătură enormă luna viitoare. Ăștia care măcăie mult motiva lor, ăștia fac și execută cum trebuie. Da, este posibil. Am văzut înainte când era președinte executiv. Acum măcăie și sare la gâtul lui Merkel. Cine e Merkel? Merkel, asta de-a văzuturat de ea. Dar înainte era cu minte și de ascultător, da, da. Făcea Merkel totul. Da. Și nici Iohannis nu măcăne prea mult. Tot Merkel comandă și în România. Dar o să discutăm și despre politica internațională. Să veniți într-o zi și în Parlament, acolo emisiune. Vom încerca. Să o facem din timp, cu drag, și acum, pentru că până la urmă e altfel, și pentru dumneavoastră. Sigur. În sensul de... Oricum promitem că următoarea noastră emisiune va fi de la birou dumneavoastră de la București, din Parlament. Cu drag, pentru că e un proiect care îl merge și în sala aparatului, îl merge poate și chiar la îl punem la, este un proiect care îl punem la cale de multă vreme. Da, cu drag, și m-am spus chiar și conducerea o să aibă deschiderea să facă. Vom încerca să facem răspuns pentru orice chestie administrativă. În săptămânile următoare vom încerca. Da, în vacanță, este o lună, dar vom face înainte de intrarea în vacanță. Poate după moțiune și vedem la exact moțiune exact ce s-a întâmplat. Exact. Vă mulțumim dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Așa cum ați auzit din discuția cu domnul deputat, vă pregătim niște surprize, de să stați pe aproape. Pentru seara aceasta însă vă mulțumim că ați participat la emisiunea noastră, că ne-ați urmărit. Aproape de o oră, o oră 45. Vă mulțumesc și dumneavoastră, și eu domnule vă mulțumesc deputat. Și salut cu drag pe toți vizionarii postului politicienii români. Le doresc în primul rând sănătate și toate cele bune. Până la urmă, de asta e nevoie, de liniște și sănătate și credință, bineînțeles, pentru că fără credință nu rezolv nimic. Doamne, vă mulțumim. Vă mulțumesc, domnule. Cu mare drag. Vă mulțumesc și eu. O seară plăcută tuturor și dumneavoastră. Gata, domnule deputat, am terminat. Mulțumesc!